chiar în curând. Vom vedea toți pe mine, dar chiar în curând. Vom vedea toți pe mine, dar chiar în curând. Vom vedea toți pe mine. Aleluia, aleluia, pe mine îl vom vedea. Lacrimi n-or mai fi, vom vedea toți pe mine. Lacrimi n-or mai fi, vom vedea toți pe mine. Aleluia, aleluia, pe mire îl vom vedea. Moarte nu va fi, vom vedea toți pe mirele. Moarte nu va fi, vom vedea toți pe mirele. Moarte nu va fi, vom vedea toți pe mirele. Aleluia, aleluia, pe mine îl vom vedea. Dar chiar în curând vom vedea toți pe mine. Dar în curând vom vedea toți pe mine. Dar chiar în curând vom vedea toți pe mine. Aleluia, aleluia, pe mire îl vom vedea. Dar chiar în curând vom vedea toți pe mirele. Dar chiar în curând vom vedea toți pe mirele. Dar chiar în curând vom vedea toți pe mirele. Aleluia, aleluia, pe mire îl vom vedea. Doi Petru, capitolul 3, de la versetul 11 la versetul 14. 2 Petru, capitolul 3, de la versetul 11 la versetul 14. În traducerea Cornelescu, pagina Bibliei 1198. Deci, fiindcă toate aceste lucruri au să se strice, ce fel de oameni ar trebui să fiți voi, printr-o purtare sfântă și evlavioasă, așteptând și grăbind venirea zilei lui Dumnezeu, în care cerurile aprinse vor pieri și trupurile cerești se vor topi de căldura focului. Dar noi, după făgăduința Lui, așteptăm ceruri noi și un pământ nou, în care va locui neprihănirea. De aceea, prea iubiților, fiindcă așteptați aceste lucruri, siliți-vă să fiți găsiți înaintea Lui fără prihană, fără vină și în pace. Și pentru că Domnul ne îndeamnă așa de frumos, așa cum stăm cu toți în picioare, aș vrea să venim și să ne rugăm Domnului pentru toată slujba divină din dimineața aceasta, ca Dumnezeu să ne ajute să avem și noi viața așa cum Dumnezeu ne îndeamnă. Ne rugăm cu toți așa cum stăm. Te chemăm, Doamne, și Te adorăm. Chemăm numele Tău care e măreț și care e glorios. Și dragostea divină peste viața noastră, Doamne. Și dorim, Doamne, ca bunătatea și Te chemăm și în dimineața aceasta, Doamne, mâna Ta divină să fie peste noi. În numele Domnului Iisus Hristos Te glorific. În numele Domnului Iisus Hristos Te laud, Doamne. Și Te caut pentru că Tu ești stânca mea miluitoare. Te așteptăm pe Tine, Doamne. Ecludia, bașata, ramanado, severia, ragata, zilma, nogado, rebrudia, șabata. Să Doamne, vremuri care să Te Doamne, și Te laudă dimineața aceasta. Și să Te găsim, Doamne, inima mea Te adore și Te preamărește, Doamne.
te rog în această inima mea, Doamne, te caută pe tine și te preamărește. Aleluia, aleluia. Peste ascultătorul, Doamne, și dorină bună, în care să primim cuvântul tău. Aleluia, înviorează-ne, Doamne. Și vrem să fim luminați de adevărul. După ce vom cânta cu toți într-o cântare în comun, mă bucur să salut în dimineața aceasta pe fratele Iuliu Bucur, care vine din Vancouver, Washington, de la Biserica Philadelphia, dorim ca Dumnezeu să-l binecuvinteze și după ce lăudăm cu toții pe Domnul, deci dânsul va avea un mesaj și salut din partea fraților și un mesaj din partea Domnului Dumnezeu să ne vorbească. Haideți să cântăm Domnului ocupând locurile pe scaun. Și Domnului poporul minunat. O, ce bine mă simt cu aleșii Domnului poporul minunat. Strălucesc fețele când adunarea cerul stă și ascultă cântarea. O, ce bine mă simt cu aleșii Domnului. O, ce popor minunat, ce plăcut și ce frumos e poporul lui Hristos. Îl vede Domnul, ei laudă voios. Nu e loc mai fericit ca acel unde am găsit pe toți sfinții și împreună s-au. Tu aleși Domnului poporul minunat. O, ce bine mă simt, tu aleși Domnului poporul minunat. Strălucesc fețele când adunarea cerul stă și ascultă cântarea. O, ce bine mă simt, tu aleși Domnului. O, ce popor, ce popor minunat. O, ce zi atunci va fi când pe noi El va veni și în slava Lui pe veci ne va uni. Lângă El ne-om aduna și plângând Îi vom cânta împreună fericiți cu El. Tu aleși Domnului poporul minunat. O, ce bine mă simt, tu aleși Domnului poporul minunat. Strălucesc fețele când adunarea cerul stă și ascultă cântarea. O, ce bine mă simt, tu aleși Domnului. O, ce popor, popor minunat! Este minunat să fim parte din poporul lui Dumnezeu. Este minunat să ne numim copii ai lui Dumnezeu. Îi mulțumim lui Dumnezeu pentru lucrul acesta. Îi mulțumim lui Dumnezeu pentru dragostea care și-a arătat-o față de fiecare dintre noi și din oameni, fiecare din viața noastră a făcut fii și fiicele Lui și ne promite că vom moșteni împărăția Lui Dumnezeu. Slăvit să fie numele Domnului! Mă bucur din toată inima să pot să fiu în această dimineață împreună cu dumneavoastră. De vreo 12 ani slujim împreună cu fratele Cornel Danciu în biserica din Vancouver, Washington, de unde vă aducem salutări.
Salutul bisericii noastre este Maranata. Domnul nostru vine și este gata să vină. Îl așteptăm, nu-i așa? Toți îl așteptăm, zic, vino Doamne Iisuse! Iar ca cuvânt scriptural avem acest frumos verset din Apocalipsa, din capitolul 3, versetul 11. Iată eu vin curând, păstrează ce ai, ca nimeni să nu-ți ia cununa. Și zic, Domnul să ne ajute ca să păstrăm ceea ce a ne dăruit Dumnezeu fiecăruia în inima noastră. Slăvit să fie numele Domnului! În această dimineață ne stă în fața noastră cuvântul acesta lui Dumnezeu și Dumnezeu ne învață prin Apostolul Petru și ne cheamă la o trăire și nu oricum, la o trăire de sfințenie. Ne cheamă la o trăire deosebită de ceilalți oameni. Ne place fiecăruia dintre noi să se spună despre noi, omul acesta este om credincios. Indiferent cum e viața noastră în particular, dar am vrea fiecare când suntem la oaltă, oarecum să luăm viața cealaltă duplicitară, dacă vreți, și să zicem, mi-ar place ca să spună frații și surorile despre mine, păi ce om credincios e omul acesta. E bine, lucrul acesta nu se poate întâmpla printr-o trăire duplicitară. Lucrul acesta, ca să fii un om credincios înaintea lui Dumnezeu, înaintea fraților și a surorilor, trebuie să facem și să trăim în ceea ce ne îndeamnă cuvântul lui Dumnezeu în primul rând și făcând lucrul acesta ajungem la o creștere. Și când omul lui Dumnezeu începe să crească, acolo începe să apară roada, acolo începe să iasă un miros plăcut din Dumnezeu, din omul acesta. Pentru aceea, în această dimineață, dragii mei, haideți cu ajutorul lui Dumnezeu să ne apropiem de acest cuvânt. Și personal mă gândesc adesea la răpirea bisericii. Cum va fi? Nu știu cât de mult v-ați gândit dumneavoastră în ultima vreme, când va fi răpirea bisericii? Cum va fi răpirea bisericii? Mai este mult? Se vorbește că Domnul este la ușă. Mai este mult? Dragii mei, aceasta va veni când nu ne așteptăm. Frații care slujesc aici la dumneavoastră, vă spun despre lucrul acesta. Cuvântul lui Dumnezeu spune lucrul acesta, că venirea Domnului este chiar la ușă. În sensul acesta, apostolul ne îndeamnă pe fiecare și pune o întrebare foarte mare și spune ce fel de oameni ar trebui să fim noi printr-o purtare sfântă. Ce fel de oameni ar trebui să fim noi printr-o purtare sfântă? Și dacă m-aș întreba și ne-am întrebat pe fiecare, fiecare din noi dorim ca să avem o viață sfântă. Orice credincios, orice cuvânt al copilului lui Dumnezeu dorește ca să trăiască o viață sfântă. Și atunci ne gândim la sfințenie. Ne gândim, dacă vreți, la mentalitatea sfințeniei. Când sfințenia intră în viața unui om, primul lucru ce face? Îi acaparează mintea, nivelul gândirii și face schimbarea minții, metanoia. Pentru că cu mintea și cu gândirea veche, nu poți ca să intri într-o sfințenie după voia lui Dumnezeu. Și Apostolul Pavel în Romani, în capitolul 12, din versetul 1, vă spune așa: vă îndemn, dar fraților, pentru îndurarea lui Dumnezeu, să aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu. Aceasta va fi din partea voastră o slujbă duhovnicească, să nu vă potriviți chipului veacului acestuia, ci să vă prefaceți, adică să vă schimbați prin înnoirea minții voastre ca să puteți deosebi bine voia lui Dumnezeu, cea bună, cea plăcută și desăvârșită. Slăviți să fie Dumnezeu! Aș vrea să vă spun că totul se împarte în două. Sunt lucruri care au să se strice și lucruri care nu se strică. Lucruri care au să se strice și lucruri care nu se strică.
Evrei capitolul 12, luați seama ca nu cumva să nu voiți ascultați pe cel ce vorbește, căci dacă n-au scăpat cei ce n-au vrut să asculte de cel ce vorbea pe pământ, cu atât mai mult nu vom scăpa noi dacă ne întoarcem de la cel ce vorbește din ceruri, al cărui glas a clătinat atunci pământul și care acum a făcut făgăduința aceasta. Voi mai clătina încă o dată, nu numai pământul, ci și cerul, cuvântul acesta încă o dată, arată că schimbarea lucrurilor clătinate, adică lucrurile făcute, este făcută tocmai ca să rămână lucrurile care nu se clatină. Lucrurile care nu se clatină. Și am învățat din cuvântul lui Dumnezeu că lucrurile care nu se clatină sunt ceruri și pământ nou în care va locui neprihănirea. Așteptăm lucrul acesta? Așteptăm să vină Domnul să aducă acele vremuri, ceruri și pământuri noi în care să locuiască neprihănirea. Pentru aceasta ne trudim, pentru aceasta trăim și ne pregătim în fiecare zi, zi ca Domnul să ne ajute în lucrul acesta, la lucrul acesta. Citesc câteva cuvinte în sensul acesta din 1 Tesaloniceni capitolul 3 și spune așa: ca să vă întărească inimile și să fie fără prihană în sfințenie înaintea lui Dumnezeu, Tatăl nostru, la venirea Domnului nostru Iisus Hristos împreună cu toți sfinții. Dumnezeul păcii să vă sfințească El însuși pe deplin, și duhul vostru, și sufletul vostru, și truful vostru să fie păzite întregi, fără prihană, la venirea Domnului Iisus Hristos. Mai este o problemă foarte serioasă la care trebuie să luăm aminte, cuvântul din Apocalipsa, capitolul 21, versetul 27. Nimic întinat nu va intra în ea, nimeni care trăiește în spurcăciune și minciună, ci numai cei ce sunt scriși în cartea vieții mielului. Dumnezeu să ne ajute și să ne binecuvinteze, să rămânem scriși în cartea mielului lui Dumnezeu și să avem parte de împărăția lui Dumnezeu. Când vorbim despre sfințire, sfințirea noastră trebuie să se vadă în viața noastră, în interior, dar și în exterior. Sfințirea trebuie să vadă în viața credinciosului și în interior, dar și în exterior. În 1 Ioan capitolul 2, versetul 6, spune așa: cine zice că rămâne în El, adică în Iisus Hristos, trebuie să trăiască și El cum a trăit Hristos. Sunt oameni care spun că lucrul acesta e imposibil. Eu vreau să vă spun, cu ajutorul lui Dumnezeu, se poate. Pentru că El ne întărește, El ne dă putere, Duhul Sfânt l-a lăsat pentru noi, în noi, cu noi, care va fi și ne va întări, să trăim cum a trăit Hristos. Depinde de voința noastră. Și zic ca Domnul să ne dea o voință după voia lui Dumnezeu ca să trăim cum a trăit Hristos. Și aș vrea să arăt în câteva fraze cum se vede sfințenia concret în viața noastră. Se vorbește mult despre sfințenie, aș vrea să arăt în câteva cuvinte, să tragem o concluzie cum se vede sfințenia concret în viața noastră. Gândiți-vă la multa zicală sau, o zicem așa de mult, credință fără faptă sau credință cu faptă. Ca să poți să zici că trăiești în sfințenie și ești sfințit de cuvântul lui Dumnezeu, trebuie automat în viața noastră de credincios să avem o credință însoțită de faptă. Aceasta este o sfințenie concretă în viața credinciosului. Apoi, gândiți-vă la jertfă fără ascultare. Cuvântul lui Dumnezeu spune că lui Dumnezeu îi plac mai mult jertfele sau ascultarea. Nu, lui Dumnezeu îi place ascultarea mai mult decât toate jertfele. Poți să-ți dai toți banii cât să-i câștigi, poți să nu dormi noaptea, poți să faci ce vrei, dar dacă nu asculți de cuvântul lui Dumnezeu și nu ai ascultare, jertfa nu-ți folosește la nimic, poți să-ți dai chiar viața. Dar dacă nu stai în ascultare de cuvântul lui Dumnezeu, nu-ți ajunge la nimic.
Teorie fără practică. Trăim niște zile grele în care este foarte multă teorie. Nu numai la români, nu vă faceți probleme. Toate națiunile, peste tot în toată lumea. Foarte multă teorie, dar foarte puțină practică. Să ne învățăm, dragii mei, frați și surori, când este vorba de teorie în cuvântul lui Dumnezeu și în practică, în umblarea cu Dumnezeu, să fim cei din tâi. Și atunci se va vedea în viața noastră sfintenia. Și apoi este o sfințenie fără evlavie. O spoială așa. Dumnezeu ne vrea să fim sfinți, dar evlavioși. Să avem frică de Domnul în sfințenia noastră. Deci nu e o sfințenie pe placul meu, cum aș vrea eu. E o sfințenie după voia lui Dumnezeu, după voia care e scrisă în cuvântul lui Dumnezeu, care a rămas viu și adevărat cât vor ținea vremurile, pentru că este cuvântul lui Dumnezeu, binecuvântat să fie numele Domnului. Și apostolul trăgea atenția în sensul acesta și spune așa: dar dacă voi zăbovi, să știi cum trebuie să te porți în casa lui Dumnezeu, care este biserica Dumnezeului celui viu, stâlpul și temelia adevărului, și fără îndoială, mare este evlavia. Cel ce a fost arătat în trup, a fost dovedit și neprihănit în Duhul, a fost văzut de ingeri, a fost proslăvit printre neamuri și a fost crescut în lume și înălțat în slavă. Trebuie să știm cum să ne comportăm în casa lui Dumnezeu. În casa lui Dumnezeu nu facem ce vrem, nu venim cu vrem. Odată ce am intrat, să acceptăm pe Domnul Iisus Hristos în viața noastră. Viața noastră trebuie să se schimbe. Când suntem în biserică, în adunare, în casa lui Dumnezeu, trebuie să fim pe placul Domnului. Când suntem afară, trebuie să fim pe placul Domnului. Când suntem în încercare, trebuie să fim pe placul Domnului. Când suntem strânși, presați de viață și de lume, trebuie să vadă că noi suntem copii ai lui Dumnezeu și nu suntem alții. Așa ne vrea Dumnezeu. Și atunci se va putea spune despre noi că suntem oameni ai lui Dumnezeu, în care locuiește neprihănirea lui Dumnezeu. 1 Ioan, capitolul 3, versetul 18. Copilașilor, să nu iubim cu vorba, nici cu limba, ci cu fapta și cu adevărul. Prin aceasta vom cunoaște că suntem din adevăr și ne vom liniști inimile înaintea Lui. Căci Dumnezeu este mai mare decât inima noastră, ci cunoaște toate lucrurile. Prea iubiților, dacă nu ne osândește inima noastră, avem îndrăzneală la Dumnezeu și orice vom cere vom căpăta de la El, fiindcă păzim poruncile Lui și facem ce este plăcut înaintea lui Dumnezeu. Pe un copil al lui Dumnezeu, ca să nu-L osândească inima, trebuie ca să umble înaintea lui Dumnezeu în sfințenie. Și atunci, dacă ai greșit, când vii înaintea lui Dumnezeu, nu știi cum să-ți ceri iertare, pentru că osândește păcatul care este în tine, te osândește inima și nu poți să stai oricum înaintea lui Dumnezeu. Aș dori ca Dumnezeu să ne ajute la lucrul acesta, ca să fim oameni sfinți înaintea lui Dumnezeu. Cum se mai vede sfințenia? Se vorbește mult despre podoabe. Și am să citesc din 1 Petru, capitolul 3. Vreau să vă spun că eu sunt un pic old school. Și poate pentru tineret, poate că nu le prea convine lucrurile acestea, dar sunt cuvântul lui Dumnezeu, nu sunt cuvintele mele, nici al lor fratele. Este din cuvântul lui Dumnezeu și vă citesc din cuvântul lui Dumnezeu. 1 Petru, capitolul 3, versetul 3 și 4. Podoaba voastră să nu fie podoaba de afară, care se stă în împletitura părului, în purtarea descule de aur sau îmbrăcămintea hainelor, ci să fie a omului ascuns al inimii, în curăția nepieritoare, a unui duh blând și liniștit, care este de mare preț înaintea lui Dumnezeu. Un duh blând și liniștit, îmbrăcat cu straile neprihănirii, îmbrăcat cu hainele care le direcționează cuvântul lui Dumnezeu, este de mare preț înaintea lui Dumnezeu. Să ne străduim, dragii mei, să fim îmbrăcați cu asemenea lucruri și atunci se va spune despre noi că suntem oameni neprihăniți. Și în final, aș vrea să ne gândim la un echilibru. Pentru că sfințenia nu poate să nu fie un echilibru.
Și vreau să vă arăt trei lucruri în care sfințenia trebuie să fie în echilibru. În primul rând, sfințenia trebuie să fie un echilibru între ceea ce gândim și pentru ce trăim. S-ar putea întâmpla să fie un conflict acolo în mintea noastră. Dar ca să poată spune despre un copil al lui Dumnezeu, care are sfințenia lui Dumnezeu în el, trebuie să fie echilibrul acesta foarte bine legat. Ceea ce gândești și pentru ce trăiești. Adică Domnul să ne ajute ca să ne gândim la lucrul acesta. Apoi, un echilibru între ceea ce este în interior și în ceea ce se vede în exterior. Am stat de vorbă cu un băiat tânăr. El era un pic așa mai deocheat când te uitai la el și l-a întrebat, măi, tu îl iubești pe Domnul Iisus Hristos? Da, frate, sunt pocăit de așa, dar era cu o creastă verde în cap. Și am stat și m-am uitat la el, zic, măi, îmi pare bine că te iubești pe Domnul Iisus Hristos, dar cum dovedești lucrul acesta? Frate, eu îl țin în inimă. Și mi-am dat seama că echilibru a unui om evlavios sau neprihănit nu era. Pentru aceasta, dragii mei, este foarte important, de poate e hasliu exemplul, dar s-a întâmplat cu mine, cu tânărul acesta, dar trebuie să știm că ceea ce este în interiorul nostru trebuie să potrivească cu exteriorul nostru. Oamenii se uită la noi și trebuie să vadă noi sare, trebuie să vadă noi lumina lui Dumnezeu și noi trebuie să luminăm în fiecare zi. Oamenii se uită la ceea ce se predică, pentru că următorul exemplu este între ceea ce propovăduim și ceea ce trăim. Și când vorbesc de propovăduire, nu vorbesc numai despre cei ce sunt la ambon. Noi fiecare suntem propovăduitori începând din casa noastră, pe strada unde suntem, la locul de muncă, toți propovăduim. Și ce propovăduim? Pentru aceea trebuie să fie în trăirea noastră un echilibru, ceea ce iasă de pe buzele noastre, cu ceea ce trăim în fiecare zi. Dumnezeu să ne ajute la lucrul acesta! Credeți că putem să ne sfințim? Garantat. Pentru aceea a venit Domnul Iisus Hristos. În El putem să fim sfinți. Duhul Sfânt al lui Dumnezeu este cu noi și în noi. Ne ajută să ne sfințim. Și atunci, de ce tocmai acum să ne sfințim? Am să vă citesc din tot din Sfânta Scriptură, din 2 Timotei, din capitolul 4, versetul 3. De ce trebuie să ne sfințim acum? Și spune așa. Căci vor veni vremuri când oamenii nu vor putea să supere învățătura sănătoasă, ci îi vor gândi la urechile să audă lucruri plăcute și își vor da învățători după poftele lor. Pentru aceea noi trebuie să ne sfințim acum. Își vor întoarce urechile de la adevăr și se vor îndrepta spre istorisiri închipuite. Dar tu, și tu și fiecare, fii treaz în toate lucrurile, rabdă suferințele, fă lucrul unui evanghelist și împlinește-ți bine slujba. La care zic Domnul Dumnezeu să ne ajute pe fiecare. Să ne împlinim bine slujba de copii, fii și fiice al lui Dumnezeu, ca cei din jur, uitându-se la noi, să-L vadă pe Hristos și să întoarcă la Dumnezeu. Domnul să ne ajute la aceasta. Amin. Vă invit să ne ridicăm cu toți în picioare. Și înainte ca să procedăm cu slujba divină din dimineața aceasta, aș vrea să dăm ascultare la 1 Cronici, capitolul 28, în programul de citire a Bibliei într-un an de zile, capitolul acesta și altele pentru ziua de astăzi care sunt pregătite și rânduite, aș vrea ca să ascultăm cuvântul lui Dumnezeu. 1 Cronici, capitolul 28, pagina, în traducerea Cornilescu, 448. 1 Cronici, 28. David a chemat la Ierusalim toate căpeteniile lui Israel, căpeteniile semințiilor, căpeteniile cetelor din slujba împăratului, căpeteniile peste mii și căpeteniile peste sute, pe cei mai mari peste toate averile și turmele împăratului și ale fiilor săi, pe dregători, pe viteji și pe toți voinicii. Împăratul David s-a sculat în picioare și a zis, ascultați-mă, fraților și poporul meu, aveam de gând să zidesc o casă de odihnă pentru chivotul legământului Domnului și pentru așternutul picioarelor Dumnezeului nostru și mă pregăteam să o zidesc.
Dar Dumnezeu mi-a zis, să nu zidești o casă în numelui meu, căci ești un om de război și ai vărsat sânge. Domnul Dumnezeului Israel m-a ales din toată casa tatălui meu, pentru ca să fie împărat al lui Israel pe vecie. Căci pe Iuda l-a ales căpetenie, casa tatălui meu a ales-o din casa lui Iuda, și dintre fiii tatălui meu pe mine m-a pus să domnesc peste tot Israelul. Dintre toți fiii mei, căci Domnul mi-a dat mulți fii, a ales pe fiul meu Solomon, ca să-l pună pe scaunul de domnie al împărăției Domnului peste Israel. El mi-a zis, fiul tău Solomon îmi va zidi casa și curțile, căci l-am ales ca fiul al meu și voi fi tată. Îi voi întări împărăția pe vecie dacă se va ține ca astăzi de împlinirea poruncilor și rânduielilor mele. Acum, înaintea întregului Israel, înaintea adunării Domnului și în fața Dumnezeului nostru care vă aude, păziți și puneți-vă la inimă toate poruncile Domnului Dumnezeului vostru, ca să stăpâniți această bună țară și să o lăsați de moștenire fiilor voștri după voi pe vecie. Și tu, fiule Solomone, cunoaște pe Dumnezeul tatălui tău și slujește-i cu toată inima și cu un suflet binevoitor. Căci Domnul cercetează toate inimile și pătrunde toate închipuirile și toate gândurile. Dacă îl vei căuta, se va lăsa găsi de tine. Dacă îl vei părăsi, te va lepăda și el pe vecie. Vezi acum că Domnul te-a ales ca să zidești o casă care să-i slujească de locaș sfânt. Întărește-te și lucrează. David a dat fiului Solomon chipul prispei și clădirilor, odăilor viseriei, odăilor de sus, odăilor dinăuntru și al odăii pentru scaunul îndurării. I-a dat planul la tot ce avea în minte cu privire la curțile casei Domnului și toate odăile de jur împrejurul pentru viseriile casei lui Dumnezeu și viseriile sfântului locaș. Și cu privire la cetele preoților și leviților, la tot ce privea slujba casei Domnului și la toate uneltele pentru slujba casei Domnului. I-a dat chipul uneltelor de aur cu greutatea celor ce trebuiau să fie de aur, pentru toate uneltele fiecărei slujbe, și chipul tuturor uneltelor de argint cu greutatea lor, pentru toate uneltele fiecărei slujbe. A dat greutatea sfeșnicilor de aur și a candelelor lor de aur cu greutatea fiecărui sfeșnic și a candelelor lui și greutatea sfeșnicilor de argint cu greutatea fiecărui sfeșnic, a candelelor lui, după întrebuințarea fiecărui sfeșnic. I-a dat greutatea de aur pentru mesele pâinilor, pentru punerea înainte, pentru fiecare masă, și greutatea de argint pentru mesele de argint. I-a dat chipul furculițelor, ighienelor și ceștilor de aur curat, chipul potirilor de aur cu greutatea fiecărui potir și al potirilor de argint cu greutatea fiecărui potir. Și chipul altarului tămâiei în aur curățat cu greutatea lui. I-a mai dat și chipul carului heruvimilor de aur care își întind aripile și acoperă chivotul legământului Domnului. Toate acestea, a zis David, toate lucrările izvodului acestea mi le-a făcut cunoscut Domnul, însemnându-le înscris cu mâna lui. David a zis fiului său Solomon, întărește-te, îmbărbătează-te și lucrează. Nu te teme și nu te înspăimânta, căci Domnul Dumnezeu, Dumnezeul meu va fi cu tine. El nu te va lăsa, nici nu te va părăsi, până se va isprăvi toată lucrarea pentru slujba casei Domnului. Iată ai lângă tine cetele preoților și leviților pentru toată slujba casei lui Dumnezeu. Și iată că ai lângă tine pentru toată lucrarea toți oamenii binevoitori și îndemânatici în tot felul de lucrări și căpetinile și tot poporul supuși la toate poruncile tale. Amin. Aș vrea să vă invit să ne închinăm înaintea Domnului cu darurile noastre de bunăvoie, în timp ce cântăm Domnului dintr-o cântare în comun, facem lucrul acesta și tot în timpul acestei cântări îi așteptăm pe cei de la școala duminicală, Dumnezeu să ne binecuvinteze. Thank you.
Alice va lăuda pe Domnul cu o cântare, după care avem grupa de copii de la 3 la 5 ani care au un verset biblic. Vor să-l spună pentru slava Domnului și bucuria noastră. Dumnezeu să-i binecuvinteze. Și apoi iut cu aer, de asemenea, cu o cântare. Vă invit să ocupați locurile. Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understandings. In all your ways acknowledge Him and He will make your path straight. Proverbs 3, 5 and 6.
Când citesc Scriptura Sfântă și rămân pe gânduri dus, parcă văd prin ceața vremii cum pe Golgota Iisus ridica privirea Sfântă dornic privind văzduhul, până pleapele căzură peste ochii buni, iar Duhul libera pornind grabă jos în închisarea morții în Șeol, să înfrângă în două pentru a-i săi zăvorul porții. Și mă înalț apoi cu gândul în Eden și văd în zare o cetate de lumină cu oștiri în sărbătoare. Văd din porțile înalte de cleștar dintr-o bucată heruvim cu patru aripi și cu spada înflăcărată înălțându-se ca zarea peste floarea primăverii. Când, deodată din trompete dau un lung semnal străjerii. Da, din depărtate stele ca un fulger neîntrerupt, un convoi străbate largul bolților de dedesubt și curând, de cântec falnic, cerul cerului umplându-l. Iată-i, umăr lângă umăr, ca noștiri ținându-și rândul. Liberat de sub pedeapsă vine primul om, Adam. Apoi Eva, Set și Abel, Noe și cu Avram. Isau, cât Iacov smurși din lanțurile grele, Iosua îi stă la dreapta și la stânga. Gedeon privind cetatea și al îngerilor număr și Samson, lăsând să-i cadă pletele mai jos de umăr. David, fericit să-și uite de păcatele iertate, Solomon și toți urmașii casei binecuvântate, toți martirii, toți profeții ce au murit frângându-și dorul de la nepătatul Abel la Ioan Botezătorul. Dar în fața tuturora, ce lucifer glorios umple cerul de lumină și de har victorios? E Iisus, purtând pe frunte diadema de lumini, cu aceeași simplitate, cum purtata crengi de spini. E Iisus cu mâini întinse în veșmânt de raze nins, cu aceeași duioșie, cum pe cruce le-a întins. Unde-i pana iscusită să transforme în cuvinte maestatea de arhanghel, bunătatea-i de părinte, nimbul ce-i radiază luminii curcubeie, cu sclipiri de petre scumpe peste căile lacteie? Oh, dar poarta cea înaltă, dintr-un singur alb cleștar, cum își va deschide oare uriașul stăvilar? Până în bolți un glas răsună larg ca bubuitul lavei, sus acum voi porți eterne, iată împăratul slavei! Cine e împăratul slavei? Domnul tare și viteaz, care a biruit în lupta vrăjmașului grumaz, sus acum voi porți eterne, iată prințul lăudat! Cine e împăratul slavei? Ia-l oștire împărat! Și pe străzile de aur către strălucitul tron, într-un sunet de osan a intrat întregul nor, dar pe când întreaga gloată e de bucurie plină, când cetatea e umplută de amelul lui lumină, printre stele aprinse în zare cu a lor curat rubin, îngrozită spaima morții, vine încet un bet străin. Ochii lui sunt plini de frică, părul în frunte, fața subtă, peste peptul plin de sânge, poartă o cămașă ruptă. A ajuns lângă cetate și acolo s-a oprit. Își roti privirea în jurul și de chinuri istovit, ar fi vrut să spună ceva. Dar îngerul străjer îl oprește deodată. Cine ești? Ce cauți în cer? Eu? Răspunse tristul oaspe copleșit de un oftat. Sunt un păcătos din lume. Nu știu, să fi fost păcat să nu-l fi făcut în viață. Am furat, am jefuit. De copil m-a prins o vrajă de pahar și de cuțit, mă țineam ascuns în pește și pândeam pe cei bogați, sângele curgea ca apa și apoi galbeni prădați mi-i luau toți cârciumarii și femeile pierdute și adormeam în zori de ziu între brusturi și cucute. La altare n-am dus șerfă, nici o merlă de când sunt. N-am știut de rugăciune,
N-am avut nimic sfânt. O putere de balaur mă îndemna să beau, să prad, o destul, spuse străjerul. Locul tău e coloniat. Și cu mâna lui întinsă era mai jos de cer, într-o gură de întuneric, flăcărvii ca într-un crater. Se uită îngrozit străinul și apoi încet șopti. Da, acolo. Dar ascultă, înainte de a muri, țintuit fiind pe cruce, la moartea cea mai grea, mai blestemată, am văzut murind alături un profet, ba mai mult ca un profet. Nu era un om din lume, ci sub fruntei de nămet, îi purtea în ochi o pace și o dumnezeire în grai. El mi-a spus privindu-mi în fața, azi vei fi cu mine în rai. Și acum, o întrebare, un cuvânt mai am de spus, dacă tot ce văd e raiul, nu-i pe aici cel Iisus? O, Iisus aici în slavă, tot ce vezi aparține, dar de ce ți-acoperi fața, hohotind sau plâni străine? Rogu-te, o vorbă numai, nu știu cum să-mi spun amarul. Dacă e Iisus aici, spune-i că a venit tâlharul. Vino, poarta e deschisă, Domnul îl așteaptă în prag. Dar tâlharul și-a țintește ochii lânceți de pribeag. El, Iisus, acest arhanghel în veșmint, sclipitoare părul, nu e a lui, nici haina, nici mantaua de nisoare, dar privirea lui cea blândă, el e. Și-a căzut grămadă. Cum? Dar cine îl ridică? Ochii mei nu pot să vadă, Doamne! Sunt murdar și străin ce sunt. Și-și frânse vorba în dinți. Eu, tâlharul în lumină, eu, tâlharul între sfinți, și luându-l blând cu sine strălucitul voievod, către tronul său ducându-l, zise, el mi-a fost întâi rot. Și acum să știe oricine unde a intrat tâlharul, nu e om să creată și să nu-l primească harul. Nu-i păcat pe care Domnul nu și-a pus făgăduința, unde lacrimi de căință le cărește pocăința, unde plânsul te frământă și scutremură ființa. Unul singur nu se iartă. Niciodată. Necredința. Amin. Fratele, eu le bucur cu o cântare spre slava Domnului. Grupa de laudă ne va conduce înaintea Domnului să onorăm numele Lui Dumnezeu și apoi ne vom pregăti să ascultăm cuvântul Domnului. Mă bucur în dimineața aceasta să-l revăd pe fratele Rodincă, un om al lui Dumnezeu dotat și talentat, înzestrat de Dumnezeu ca să ducă Sfânta Evanghelie. Ne-am cunoscut pe când eram în Austria de mulți ani de zile, peste 20 de ani. De atunci mă bucur să spun că este un slujitor al lui Dumnezeu, un om al Evangheliei, un om care îl iubește pe Domnul și slujește cu toată dragostea. Ne rugăm în dimineața aceasta ca Dumnezeu să-l folosească și să-i dea cuvânt, inimile noastre să fie deschise. Fratele, bucur, deci, cântăm cu grupul de laudă și apoi vom asculta cuvântul Domnului. Dacă frații instrumentiști vor să mă acompanieze, vă rog frumos, o să cânt cu ajutorul Domnului o cântare veche, din harfe. Cântarea se intitulează Nu mai doresc nimic de jos, puținul ce-l găsesc mi-ajunge. Tot ce-i mai mult e anevoios, tot ce-i mai strălucit străpunge. Nu mai doresc nimic de jos, puținul ce-l găsesc mi-ajunge. Tot ce-i mai scump e anevoios, tot ce-i mai strălucit străpunge. Nu mai doresc să am aici nici laude, nici veselie,
mi-ajunge partea celor mici, iubirea lor mi-e avuție. Nu mai doresc să am aici nici laude, nici veselie. Mi-ajunge partea celor mici, iubirea lor mi-e avuție. Nu mai doresc decât să pot să merg cu frații împreună, un gând și o inimă în toți ce au primit de sus să țină. Nu mai doresc decât să fiu găsit în orice încercare, zidit pe adevărul fiu, tăcând în orice împrejurare. Nu mai doresc decât să fiu găsit în orice încercare, zidit pe adevărul fiu, tăcut în orice împrejurare. Smerit în orice loc înălțat, curat în orice întinăciune, umblând în tot ce-am învățat, plângând în orice rugăciune, iubind în orice lepădări, crezând în orice zguduire, statornic primei ascultări, neostenit spre mântuire. Iubind în orice lepădări, crezând în orice zguduire, statornic primei ascultări, neostenit spre mântuire. Nu mai doresc nimic străin ce ne amenință veșnicia. Mi-ajunge-n suflet pe Hristos și în adunare părtășia. Nu mai doresc, nu mai doresc decât cu Domnul împreună, să poate-ți când am să sfârșesc să zică vino, slugă bună. Nu mai doresc, nu mai doresc decât cu Domnul împreună, să poată când am să sfârșesc să zică vino, slugă bună. O Duh prea sfânt.
Ierusalim, o Duh prea sfânt. Doamne, dă-mi bucurie și să mă dărești să-mi iubire. Doamne, eu vreau, vreau tot mai mult de Duhul Tău. Doamne, mai vreau sfințire și o foc adânc să ardă mine pe veșnicii. Fire.
să vă îndemn pe toți cei care aveți Biblia, cuvânt al lui Dumnezeu, să-mi permită să pun alături de frumosul text pe care l-am auzit, câteva versete din Evanghelia după Ioan, capitolul 15, versetul 1, primele 6 versete, pagina în Sfânta Scriptură, 1046, Evanghelia după Ioan, capitolul 15, începând cu versetul 1, unde cuvântul Domnului spune așa: Eu sunt adevărata viță și tatăl meu este vierul. Pe orice mlădiță care este în mine și n-aduce rod, el o taie, și pe orice mlădiță care aduce rod, o curăță, ca să aducă și mai mult rod. Acum voi sunteți curați din pricina cuvântului pe care vi l-am spus. Rămâneți în mine și eu voi rămâne în voi. După cum mlădița nu poate aduce rod de la sine dacă nu rămâne în viță, tot așa nici voi nu puteți aduce rod dacă nu rămâneți în mine. Eu sunt vița, voi sunteți mlădițele. Cine rămâne în mine și în cine rămân eu aduce mult rod, căci despărțiți de mine nu puteți face nimic. Dacă nu rămâne cineva în mine, este aruncat afară ca mlădiță neroditoare și se usucă. Apoi mlădițele uscate sunt strânse, aruncate în foc și ard. Amin. Mulțumesc, luați loc. Permiteți-mi mai întâi să vă aduc salutul bisericii din Efraim, Târgoviște, unde prin harul Domnului slujesc. Pentru cei care sunteți interesați să ne cunoașteți mai bine, puteți intra pe Biserica Pentecostală Efraim, Târgoviște și veți vedea imagini și viziunea bisericii noastre. De asemenea, sunteți conștienți și nu mă ascund că sunt moldovean. Mi-amintesc un cuvânt a unui prieten din Moldova care spunea despre el și se potrivește și mie, cel puțin acum. El spunea așa: de când sunt și de când mă știu, bogat n-am fost și nu sunt. Frumos n-am fost și nu sunt. Deștept tare n-am fost și nu sunt. Mie Domnul mi-a dat un har extraordinar și este o mare binecuvântare să am prieteni. Sunt într-o biserică de prieteni de demult. Amintiri dragi și plăcute din anii 70, 75, 80, 94, 95. Și lucrul ăsta mi-amintește ce mi s-a întâmplat cândva. Am fost invitat la Biserica din Baptistă din Năsăud pentru două serii de evangelizare. S-a întâmplat aproximativ în 97-98. După prima seară de evangelizare, a venit o soră la mine, a dat mâna cu mine, mi-a mulțumit frumos pentru participare, pentru cuvânt, și apoi s-a uitat la mine lung și m-a întrebat, zice: dumneavoastră sunteți din Botoșani, nu-i adevărat? Eram din Botoșani atunci și am spus, sigur. Zice: îl cunoașteți pe fratele Nelu Horodinca? Și am rămas surprins și am spus, zic, sigur că îl cunosc pe fratele Nelu Horodinca, zice, vă rog frumos, când mergeți în Botoșan, să-i duceți salutări din partea mea, din partea sorei Domnica. A fost rândul meu, să o întreb, dar dumneavoastră îl cunoașteți pe fratele Nelu Horodinca? Păi zice, sigur că îl cunosc. Eu am spus colegilor mele de muncă și vecinilor mele să vină la biserică, că în seara asta va predica un prieten din tinerețe. Vă spun sincer că m-am blocat. Pentru că în mintea mea am spus așa, e ceva să uiți o persoană cu care ai stat la masă, la un program, te-ai întâlnit undeva, dar să uiți o persoană care ți-a fost prietenă, asta e chiar ieșit din comun. Și am întrebat-o în continuare, zice, dar chiar îl cunoașteți, de unde îl cunoașteți? Zice, frate, eu am fost studentă la Iași în timp ce era și el student. Chiar ați fost studentă la Iași? Am continuat, zice, da. Eu eram la frații baptiști, el era la frații la pentecostal, de întâlneam de multe ori. În momentul acela mi-am dat seama că el vorbește foarte serios, nu glumea. Și am spus, zic, uite care e problema, eu sunt Nelu Horodinca. Eu mă așteptam să mă creadă. A făcut doi pași înapoi, m-a măsurat lung de sus până jos și a spus, zice, nu. Eu îl cunosc pe fratele Nelu Horodinca, nu sunt de dumneavoastră. Deci, ascultă-mă, la frații pentecostali, la frații baptiști și creștini după Evanghelie în țară și adventiști, nu mai știu de un alt Nelu Horodinca. Numai eu sunt, dar de ce nu pot să mă crezi? Vrei să-ți aduc buletinul din mașină să-ți arăt? Zice, frate, nu sunteți fratele Nelu Horodinca. Păi stai un pic, de ce n-aș putea să fiu fratele Nelu Horodinca? A zis, zice, eu îl cunosc pe fratele Nelu Horodinca, să știi. În primul rând, fratele Nelu Horodinca e mult mai înalt ca dumneavoastră. În al doilea rând, are păr pe cap.
În al treilea rând, are nasul mare, asta m-a blocat, parcă nu mi-am făcut nicio operație. Și în al patrulea rând, este foarte energic, așa volubil, plin de viață. Am stat 2 zile la evangelizare și nu știu dacă am reușit să o convinc că sunt Nelu Horodincă. Sunt totuși Nelu Horodincă. Și haideți să rămânem în atmosfera aceasta și să vă amintesc sau să vă spun de o persoană care s-a dus la dentist pentru o consultație și stând în sala de așteptare s-a uitat la copia de pe diploma doctorului care era înăuntru. Și a dus aminte imediat de numele acesta și a spus, zice, eu la liceu am avut un băiat cu numele acesta și imediat amintirile au năvălit-o. Era un băiat înalt, zvelt, un băiat foarte volubil, plăcut. Era plăcut pentru cei din jur, aproape toate fetele de la noi îl plăceau. Zice, într-o vreme și amintirea, chiar și eu am fost îndrăgostit așa pe ascuns de el. Zice, abia aștept să-l văd. Când s-au deschis ușa cabinetului, s-au uitat la un bătrân cu cearcăne la ochi, cu ochelie mare, cu o burtă mare și a zis, oh, nu el, sigur. S-a așezat pe scaun acolo și doctorul normal s-a apropiat de ea ca să o consulte. I-a deschis gura, atunci s-a uitat în ochii lui și a zis, măi, parcă. După ce a consultat-o, i-a spus câte extracții trebuie să facă, câte implanturi, câte lucrări, era o problemă întreagă. Și ia capătă curaj și zice, domnule doctor, nu vă supărați. Zice, ați făcut cumva liceul la Sfântul Sava, el privește cu interes, o întreabă, zice, da, de ce mă întrebați? Zice, am avut în clasă la mine un băiat cu numele dumneavoastră. Doctorul se uită atent la eu, măsoară și zice, a, cred că ați fost o profesoară, zice, de-a noastră, ce materie ați predat? Vă dați seama că ea arăta ca și cum ar fi avut 30 de ani mai mare decât doctorul, că putea să fie o profesoară. E o glumă, dar e o realitate a vieții. Vedeți, noi de obicei ne uităm la alții. Îi judecăm pe alții, comentăm pe alții, facem despre ei păreri, dar nu ne uităm la noi înșine. Bine ar fi dacă din când în când am luat oglinda vieții să ne uităm să vedem cine suntem. De fapt, provocarea Duhului Sfânt de astăzi este să ne uităm în cuvântul lui Dumnezeu, este oglinda noastră spirituală. Și uitându-ne în cuvântul lui Dumnezeu să ne căutăm pe noi înșine. Noutare ne place să luăm măsura acestui cuvânt al lui Dumnezeu și să o aplicăm la alții, la cei care cântă, la cei care stau în față, nu, la cei care ne vizitează. Provocarea Duhului Sfânt de astăzi este să luăm această oglindă și să ne căutăm pe noi. Cine suntem din punct de vedere spiritual? Nu, am auzit o temă care este extraordinar de interesantă. Suntem noi sfinți? Pentru că provocarea de astăzi, vedeți că ne uităm în oglindă, noi de obicei ne interesează un anumit aspect al înfățișării noastre. Nu dacă am fost la coafor, ne uităm în oglindă așa din toate planurile, să vedem, a rămas ceva neclar, dacă ne-am cumpărat o bluză sau o fustă nouă sau pantofi noi, Doamne ce fericire, așa ne rotim în jurul oglinzii să vedem cum ne stă, căutăm aprecierile celor din jur, nu? Ne interesează ceva. Uitându-ne în această oglindă, să concretizăm cercetarea Duhului Sfânt și să ne punem fiecare dintre noi o întrebare în dreptul nostru. Suntem noi oare mântuiți? Acum? Aici? Acum, eu nu știu dacă cineva v-a mai pus întrebarea aceasta într-un mod real, suntem mântuiți, mai ales la cineva care este creștin, nu? Și membru, mi-amintesc când am început să pun întrebarea aceasta în biserică. Mergeam, mă uitam la cineva într-un mod direct și spuneam, spune-mi, ești mântuit? Unii se uitau așa dezorientați la mine, debusolați și spuneau, zice, frate, stai un pic. Adică spui că mântuirea este dimensională? Noi am zis că mântuirea este o dimensională. Cum ai putea să o palpezi, să o măsori, să o încadrezi în niște dimensiuni? Este o problemă de natură filosofică, mentală, dacă vreți. Nu poți să iei o noțiune filozofică și să măsori noțiunea aceasta, nu? Întrebam pe câte cineva, spune, ești mântuit? El se uita la mine zâmbind și spunea, zice, frate, pe mine mă întreb, păi nu știi cine-s bunicii mei? Păi părinții mei, pe bunicul meu a adus credința în zonă, tatăl meu e păstor, în casă la părinții mei s-au făcut rugăciune, numai Domnul știe câte botezuri cu Duhul Sfânt, de câte ori s-a coborât Duhul Sfânt acolo. Și mă uitam zâmbind la el și spuneam, m-ai înțeles greșit, eu nu te întreb cine-s părinții tăi, eu nu te întreb cine-s bunicii tăi, eu te întreb pe tine acum, în momentul când stăm de vorbă, ești mântuit sau nu?
Întrebam pe câte cineva, spunem, ești mântuit, dar el îmi spunea, zice, frate, chiar pe mine te-ai găsit să mă întrebă, eu am cea mai mare frecvență la biserică. De câte ori se deschide ușa biserică, sunt frecvent, fie că e în cursul săptămânii, fie că e duminică. Vreau să vă spun ceva și este foarte important. Cei mântuiți trebuie să aibă o frecvență la biserică bună, foarte bună, dar nu toți cei cu o frecvență la biserică sunt și mântuiți. Am cunoscut un oraș și o biserică care n-aveau pe nimeni talentat să formeze un grup coral. Erau tare dornici de lucrul acesta și atunci s-au uitat în oraș, un oraș mare, era un profesor de muzică reputat, făcuse niște formații corale cu care a colindat toată Europa și o parte din lume. Au mers la el, au tratat, au discutat și a spus, noi te plătim, ne înțelegem și tu vii la biserică să ne înveți un grup să cânte. Era un om serios. Au început cu 4 repetiții pe săptămână. Omul învăța și un tânăr să dirigeze. Era interesat să vadă cum cântă grupul acesta în timpul programului. Venea de fiecare dată la program. Pentru timpul înțelegerii lor a avut cea mai mare frecvență la biserică. Unii mai lipseau câteodată, el nu lipsea niciodată. A trecut perioada înțelegerii lor și a luat banii conform înțelegerii și n-a mai venit. Vreau să vă întreb, credeți că ești mântuit? Frecvența noastră la biserică, mai ales într-o țară altfel relațională ca noastră, când noi avem interese pentru care venim la biserică și nu zic că nu sunt normale, interese de informații, de ceaburi, de afaceri, de cunoștințe, sunt normale interesele acestea dacă punem interesul întâlnirii noastre cu Dumnezeu prioritar. Totul este normal după aceea, dar în situația aceasta niciodată frecvența noastră la biserică nu este o dovadă a mântuirii. Toți cei mântuiți trebuie să aibă frecvență normală. Nu toți cei cu frecvență bună sunt și mântuiți. Întrebam pe câte cineva, spunem, ești mântuit? Și el îmi spunea, zice, frate, da, nu m-ai văzut în față, eu cânt în grupul de laudă, eu sunt organistul, eu sunt cel care... Și mă uitam la el și spuneam, nu te-am întrebat ce faci tu. Te-am întrebat cine ești tu. Să nu confundați niciodată ce facem noi cu ceea ce suntem. Mântuirea este o problemă personală, este problema relației noastre cu Dumnezeu, este problema stării noastre în Dumnezeu. Nu confundați ceea ce facem noi, că sunt vremuri în care ne este mai ușor să facem ceva decât să ne pocăim cu adevărat, decât să rămânem în starea aceasta de sfințenie. Eram în Germania și am văzut un acțibil pe o mașină și mi-a plăcut. Pe acțibilul acela scrie atenție. La răpire, mașina aceasta rămâne fără șofer. M-am bucurat de acțibilul acesta și am spus de toată inima. Cred că la răpire, dacă voi fi în mașină, mașina mea va rămâne fără șofer. Nu numai mașina mea, vor rămâne avioane fără echipaje de zbor, vor rămâne trenuri fără mecanici de locomotive, vor rămâne clase fără profesori. Și vreau să vă spun astăzi, cu toată autoritatea, vor rămâne biserici cu locuri goale în biserică. Pentru că nu cred într-o mântuire angro, așa cum e modern. Eu cred și cuvântul lui Dumnezeu ne spune că din biserică vor fi răpiți. Nu toți care sunt în seara aceasta și vreau în ziua aceasta, vreau să-ți fac o provocare, să te gândești, faci parte din cei care vor fi răpiți sau nu faci parte din cei care vor fi răpiți? Pentru că cuvântul lui Dumnezeu este că speranța, nădejdea, Doamne, vin dintr-o zonă din care era greu. Cântam o cântare din când în când și refrenul cântării spunea așa, Doamne, spune-mi până când, Doamne, zăbovești să vii pe pământ să ne izbăvești, câte primăveri vor mai trece oare și câte dureri vor mai fi sub soare. Ne rugam împreună cu biserica din necazuri, din furtuni, din greutăți și din toată inima spuneam, Doamne, vină o clipă mai curând, doresc să revii pe pământ, Tu ai promis că ne vei lua acasă, asta-i speranța, asta-i nădejdea noastră. Și m-am uitat în cuvântul lui Dumnezeu. Ce spune cuvântul lui Dumnezeu despre răpire? La vremea hotărâtă de Dumnezeu, nu, la un sunet, la un semn, cu strigătul unui arhanghel parcă, se va coborâ Iisus Hristos din cer. Până unde se coboară? În nori, în văzduh și la un semn. Cei de pe pământ, chemați și pregătiți pentru răpire, se vor înălța. În momentul acela se vor înălța. Și atenție mare, acolo la întâlnire cu Hristos, îi așteaptă scaunul de judecată a lui Hristos. Să nu-l confundați cu scaunul de judecată din Apocalipsa 22, mare și alb. Nu, acolo vor veni toți de pe pământul acesta. La scaunul de judecată a lui Hristos ajung doar cei răpiți.
Și la un moment dat, la început, mă încurcam atunci și spuneam, Doamne, e un scaun de judecat, acolo tu judeci, nu? S-ar putea să răpești pe cineva de pe pământ și acolo, la scaunul tău de judecată, să spui că stai că ăsta nu-i potrivit, zice, te trimit înapoi. Va dispărea corpul acesta, are un limbaj atât de frumos, cuvântul lui Dumnezeu. La momentul hotărât de Dumnezeu, peste corpul acesta se coboară corpul de slavă, spiritual, duhovnicesc și va dispărea într-o clipită. Va dispărea pur și simplu. Bine, la judecata ta tu spui, zice, stai că te-am răpit din greșeală și din nou se întrupează? Până când am înțeles din cuvântul lui Dumnezeu, la scaunul de judecată al lui Hristos se judecă lucrarea ce ai lucrat-o pentru Dumnezeu, pentru primirea răsplății. Toți cei care se înalță la răpire sunt mântuiți. Nu se judecă mântuirea sau nemântuirea ta. Se judecă răsplătirea pe care o vei primi în împărăția lui Dumnezeu. Atenție mare! Nu confunda slujirea cu răpirea. Slujirea are valoare și intră la răsplătire dacă ești mântuit. Dacă nu ești mântuit, slujirea nu ți ajută nimic la judecata lui Dumnezeu. Întrebam pe câte unii, spune-mi, te rog, ești mântuit? Dar el spunea, zice, frate, dar nu știi ce fac eu pentru Domnul? Păi nu știi că eu am organizat evangelizarea aceasta, eu m-am ocupat de hotel, am decontat drumurile, m-am ocupat de invitați. Atenție mare, să nu credeți că îl putem cumpăra pe Dumnezeu. Cântam o cântare când eram noi tineri și tare îmi plăcea. Mântuire ni s-a dat fără nicio plată. Sunt vremurile care, într-un fel, mai ales când mergem prin țară sau prin altă parte, lăsăm impresia că cumpărăm, în primul rând, cumpărăm evaluare celor din jur și părerea, nu? Încercăm să dăm în stânga și în dreapta și nu zic că e rău. Dar atenție, ceea ce dai tu pentru Domnul nu ține de mântuire. Dacă ești mântuit, vei primi răsplată de la Dumnezeu și binecuvântare pe pământ. Dacă nu ești mântuit, ceea ce faci tu în sensul acesta, nu-l poți cumpăra pe Dumnezeu. Este mai ușor în vremurile de astăzi să dai ceva pentru Domnul decât să te pocăiești. Este adevărat că cântam într-o vreme cântări care induceau în mintea noastră false impresii despre ceea ce însemna mântuirea. Poate cei din generația mea își mai amintesc de cântări cu textul acesta. Viața noastră e ca vaporul sau un lung tren ne pare viața. Și cântam atunci că era anul tineresc, totul este să-ți cumperi biletul mântuirii. Te duci acolo la vagon unde Hristos e controlorul. Te duci în chei unde Hristos stă la poarta vaporului, acolo unde intri pe vapor. Hristos îți ia biletul mântuirii și dacă ai biletul mântuirii te urci în vapor sau în tren. Și apoi cântam, Hristos e capitanul, Hristos e pilotul, Hristos e cărmaciul, Hristos e stoardezul, Hristos e bucătarul, Hristos face totul. Noi nu mai facem nimic. Exact ca pe un vapor de croazieră, nu? Nu faci nimic. Doamne, cât e de bine. Acolo nu ai o sală de masă, ai restaurante, tot ce, orice meniu dorești. Acolo nu ai o sală de muzică, ai săl de muzică, orice gen de muzică dorești poți asculta. Acolo nu ai o sală de video, ai săl de video, orice gen ai dori să vezi, acolo vei vezi. Acolo nu ai o sală de dans, ai săl de dans, orice gen de dans dorești îl găsești. Acolo te poți plimba cu bicicleta, acolo poți face schiu nautic, acolo poți să faci baie în piscină, acolo poți să stai la soare, poți să stai la umbră, poți să te plimbi, poți să faci orice, că sunt persoane plătite să te întrebe ce ți-ai dori. Și unii dintre noi gândim cam așa, efortul nostru este să ajungem în barca mântuirii. Și ajuns în barca mântuirii, nu facem absolut nimic. Vrei sau nu vrei, conștient sau inconștient, cântam trenul se oprește în portul veșnicie, vaporul se oprește în portul veșnicie și din conștiința noastră ajungem acolo, că acolo merge vaporul. Vreau să vă spun că dacă mai sunt persoane care nu fac nimic gândindu-se că asta înseamnă mântuirea, se înșeală. Cuvântul din ziua aceasta ne învață, a fi mântuit înseamnă să ajungi în Domnul Iisus Hristos. Dumnezeu l-a chemat atât de frumos pe Avram și a spus, Avram, ești din țara ta, din familia ta, din datinile tale, din educație, din cultură, din anturaj, din obiceiuri, din tot ce reprezintă țara aceasta și vină în țara în care eu te chem. Știți de unde l-a chemat pe Dumnezeu pe Avram să plece? Din Ur, din Haldea, din orașul acela, dintre cele două râuri, din Mesopotamia. Știți unde trebuia Avram să ajungă? În Canaan. Dar știți unde s-a oprit Avram?
Haran. Foarte interesant subiect, nu? Dumnezeu îi spune, ieși de acolo, vină în Canaan și Avram se oprește undeva aproape la mijloc. Trebuie ca Dumnezeu să intervină din nou. Și ce interesant, este foarte interesant. Haranul a fost pentru Avram loc de binecuvântare materială. Când Dumnezeu îi vorbește încă o dată, Avram, ieși, du-te în țara unde te-am chemat, Avram s-a sculat și a luat robii, roabele și averea pe care o câștigase în Haran. Dar Dumnezeu nu ne cheamă la un loc de binecuvântare materială. Atenție, scopul lui Dumnezeu nu este binecuvântarea noastră materială doar. Scopul lui Dumnezeu este să fim mântuiți. Ca să fim mântuiți, trebuie să ajungem acolo unde ne-a chemat Dumnezeu. Genesa, capitolul 12, versetul 5. Am spus și o repet încă o dată, dacă în momentul când Dumnezeu va lua din trupul acesta ce a pus în el și dacă cei care vor rămâne după mine vor dori ca pe locul unde va așeza, vor fi așezate rămășițele acelea să pună un semn. Mi-ar place ca pe semnul acesta să scrie Genesa 12 cu 5, ultima parte. Au plecat spre Canaan și au ajuns în Canaan. Atenție mare, este extraordinar de important să pleci când te cheamă Dumnezeu. Și Dumnezeu te cheamă să ieși din lumea aceasta, cum l-a chemat pe Avram și îi spune, ieși din lumea aceasta, din datini, din tradiții, din obiceiuri, din anturaj, din cultură, din educație, din tot ce reprezintă lumea aceasta și vină în locul unde eu te chem. Și Dumnezeu ne cheamă să ajungem în Hristos. Prima întrebare a acestei seri, ai ajuns în Hristos? Ce frumos este jumătatea aceea de verset. Au plecat din Canaan, au ieșit și au ajuns în... Au plecat din Haran, au plecat spre Canaan și au ajuns. Este foarte important să pleci spre împărăția lui Dumnezeu. Te întreb, ai ajuns în ea? Nu cumva te-ai oprit undeva într-un loc intermediar? Nu cumva nu ești nici în lume, dar nu ești nici în împărăția lui Dumnezeu? Verificarea nu-i grea. Există în matematică o lege care spune așa. Un corp nu poate să fie în același timp în două sisteme de referință. Să vă explic. Eu, Nelu Horodincă, sunt acum aici, la dumneavoastră. Dacă sunt aici, nu sunt la Târgoviște. Dacă aș fi la Târgoviște, nu aș putea să fiu aici. Vedeți, dacă ați ajuns în Hristos, nu mai sunteți în lume. Dacă sunteți în lume, nu sunteți în Hristos. Nu există intermediar și în Hristos și în lume. Nu există așa ceva. Sau în Hristos, sau în lume. Ai ajuns în Hristos? Atenție mare! Când ai ajuns în Hristos, nu mai ai nimic din lume în tine. Poporul Israel s-a învârtit 40 de ani în jurul unui munte. Știți de ce? Fizic erau cu Moise. Interior tângeau după castraveți și după usturoi din Egipt. N-au plecat cu interiorul, cu inima. Inima le-a rămas în Egipt. Ai ajuns în Hristos? Știți ce înseamnă să ajungi în Hristos? Este un lucru extraordinar. Îmi place cuvântul lui Dumnezeu. Și cuvântul lui Dumnezeu îmi spune că Domnul Iisus Hristos într-o zi trece pe lângă o vamă. Se oprește, se uită la vame și îi spune, Matei, vino după mine. Unul din evangheliști este minuțios și spune, Matei a lăsat totul, atenție. Nu știu câți dintre noi când am plecat după Hristos ne-am pus problema, lăsăm totul, absolut totul. Și Matei a plecat după Hristos, a lăsat totul. Știți care e primul lucru pe care l-a făcut Matei după ce a plecat după Hristos? E foarte interesant. Știți ce a făcut? A dat o masă. Vă amintiți pe cine a chemat Matei la masă? Vameș, păcătoși, femeile păcătoase. Păi citeam textul ăsta și primul gând a fost, zic că vameșe-s vameș. Am ocazia să trec prin vame destul de des și, Doamne ferește, dacă ai un pașaport roșu, cum încep să-l scoți, se vede un colț și și-a schimbat fizionomia, nu numai fizionomia, și atitudinea și totul. Și am zis, mă, lumea se împarte în două, vame și restul lumei. Uite, mă uit la vameșul ăsta, el a plecat după Hristos, am zis eu, dar tot vameș a rămas. Cred că a zis, mă, eu am plecat, dar stai, nu mi-am făcut festivitatea de plecare, nu? Să fac și eu o beție, așa cum... Tinerii fac petrecerea burlacelor înainte de a se căsători, nu? Și vedeți și partea cealaltă. Zice, să fac eu o beție, îmi chem toți prietenii, îmi chem toți și trag o beție de asta de câteva zile, să o păstrez amintire. Așa am gândit eu. Dacă mi-a vorbit Duhul lui Dumnezeu, a fost prima masă din viața lui Zacheu în care băutura nu trona pe masă.
A fost prima masă din viața lui Zacheu în care nu erau cântăreții provocatori, cântăreții de pahar. A fost prima masă, probabil, din viața lui Zacheu în care nu erau femeile prezente, femeile ușoare, care să danseze despăiate pe masă. Și stăteau, probabil, prietenii lui Zacheu, se uitau unul la altul și comentau așa pe șoptite și zice, mă, oare de ce ne-o fi chemat Zacheu? Cum își poate imagina omul ăsta că ne place o masă fără băutură? Cum se poate gândi că ne place o masă fără cântăreț și o masă fără femei? Ce farmec are? Și probabil când se întrebau mai tare, Zacheu a luat cuvântul, cred eu, și a spus, zice, prieteni, eu știu că vă întrebați de ce v-am chemat aici la masă. Știți ce de ce v-am chemat? Pe la vamă, pe la mine, a trecut Hristos. Îl vedeți, El stă în capul mesei. Pentru prima dată, Hristos stă în capul mesei. Și El m-a chemat să merg după El. V-am chemat astăzi aici pentru că eu vreau să vă anunț. Atenție, am plecat după Hristos. Gata, s-a terminat. Nu mă mai chemați la mesele de altă dată, nu mă mai chemați la cumătrii, nu mă chemați la beții, nu mă chemați la bere, nu mă chemați absolut la nimic. Eu am plecat după Hristos, de asta v-am chemat. Și acum aș vrea să te întreb, vecinii tăi știu că tu ai plecat după Hristos? A fost un moment în care te-ai delimitat așa strict și a spus, oprește-te, gata, s-a terminat, am plecat după Hristos. Colegii tăi de muncă știu că ai plecat după Hristos? Colegii tăi de bancă de la școală știu că ai plecat după Hristos? Ai putea să crezi că ziua aceasta este ziua când Hristos cel viu, prezent acum și aici, te cheamă personal, oricine ești, din orice familie, orice vechime și orice statut ai avea, te cheamă personal și îți spune, vino după mine. Și ai putea de mâine, când lucrezi într-o echipă sau ieși la școală și probabil așa se procedează, așa era în țară, pleca unul și zice, ok, eu mă duc și vă aduc mâncare la toți. Ce vă aduc? La fel? La fel ca în ziua trecută te oprește și spune, zice, nu, te rog, taie cutiile alea de bere. Se va uita la tine și va spune, stai mai, dar noi lucrăm împreună, de ce să tai cutiile? Și avea ocazia să spui, cea mai frumoasă și cea mai puternică predică de evangelizare, spune, zice, nu, ieri m-am întâlnit cu Hristos. Și Hristos, într-un mod special, m-a chemat să merg după El. S-a terminat, am plecat după Hristos. Tăiem cutiile, tăiem serile noastre de dezmăț, tăiem absolut lucrurile ascunse care nu le știu părinții, nu le știu biserica, le tăiem pentru că eu am plecat după Hristos. Asta li se dovadă că ești în Hristos. Ești oare în Hristos? Câți dintre dumneavoastră mai aveți imaginea unui tren de navetă? Vă explic pentru cei tineri. În orașele puternice industrializate, unde n-aveau forță de muncă, acolo urbană, veneau trenuri la țară și în centre miniere. Și în fiecare dimineață oamenii de acolo se sculau mai dimineață, urcau în tren sau în autobuze, veneau în oraș, lucrau la schimb și după schimb îi aducea acasă. Exista o localitate unde venea un asemenea tren. Ani de zile, mergând împreună la aceeași întreprindere, să fac prietenii. Era un obicei. Când venea trenul, toți se îngrămedeau la tren, unul mai puternic se proptea cu umere, intra înăuntru și ocupa într-un compartiment 4 locuri. Totdeauna după ce ocupau, veneau prietenii care nu se grăbeau, erau ocupate, apărea în mijlocul lor o geantă diplomată, o cutie și un pachet de cărți. Jucau tot timpul cărți. Când mergeau la lucru și înapoi, aveau caiete întregi cu rezultate, cine a câștigat, cine a pierdut. Într-o zi, unul s-a urcat și a ocupat 4 locuri. Unul din cei 4 a lipsit, nu i-a anunțat, a fost un accident. Când a pornit trenul, n-a mai putut ține locuri liber, nu s-a așezat un necunoscut. A apărut geanta, au apărut cărțile, lipsea al 4-lea la șoc. Au făcut semnul către altul și unul îi face semn și îl întreabă, zice, domnule, pe necunoscut, zice, nu te superi, știi să joci cărți? Și el a spus, zice, sigur, știu să joc cărți, zice, ce mult mă bucur că știți, zice, dacă știți să jucați cărți, zice, veți juca cărți împreună cu noi. Și el a spus, zice, îmi pare rău să vă spun, nu pot să joc cărți. L-a întrebat în continuare, dar ai spus că știi jocul, de ce nu poți? Și el a spus, zice, eu n-am mâini. Omul ăsta s-a uitat la mâinile lui, s-a uitat la capul lui și a spus, zice, domnule, ori ne crezi pe noi cu probleme, ori nu mi-ai probleme. Noi nu vedem ce mâine ai, cum poți să spui că n-ai mâini? Dar omul nostru a continuat. Eu sunt un copil al lui Dumnezeu. În momentul când m-am întors la Dumnezeu, i-am dat mâinile lui Hristos, nu?
Ați auzit Romani, capitolul 12, cu versetul 1. Vă îndemn, fraților, pentru îndurarea lui Dumnezeu să vă aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie plăcută. Păi mâinile nu sunt ale mele. Dacă mâinile ar fi ale mele, eu aș putea să jocorți cu ele, dar nu sunt ale mele, sunt ale lui Hristos. Parcă îmi vine să te întreb în ziua asta, mâinile sunt ale tale? Dacă mâinile sunt ale tale, faci ce vrei cu ele. Palmezi, acuzi, lovești, nu? Dacă mâinile sunt ale lui Hristos, Hristos face ce vrea cu mâinile tale. Gura este a ta, dacă gura este a ta, vorbești ce vrei cu tu cu ea. Dacă gura este a lui Hristos, Hristos vorbește prin gura ta. Ochii sunt ai tăi, dacă ochii sunt ai tăi, te uiți unde vrei cu ochii tăi. Dar dacă ochii sunt ai lui Hristos, Hristos privește prin ochii tăi. Picioarele sunt ale tale, dacă picioarele sunt ale tale, te duc unde vrei tu picioarele tale. Dacă picioarele sunt ale lui Hristos, nu merg unde vrei tu. Psalmul 1, ferice de cel care nu merge pe calea păcătoșilor. Picioarele unui copil al lui Dumnezeu nu poate să meargă, nu se poate sta la scaunul batjocoritorilor, nu se poate apropia de cei răi. Dacă ești al tău, nu ești al lui Hristos. Vedeți, cuvântul lui Dumnezeu de astăzi îmi spune un lucru extraordinar. Când ești în Hristos, nu mai ești al tău. Hristos este în tine. Acum, ceea ce îmi spune cuvântul lui Dumnezeu și a fost marea surpriză a descoperirii pe care mi-a dat-o Duhul Sfânt. Și ce mi-a spus cuvântul lui Dumnezeu, vezi, când ești al lui Hristos, înseamnă că ești mântuit. Dacă nu ești al lui Hristos, nu ești mântuit. Astea sunt rezultatele faptului că ești în Hristos. Acum, mă uit la dumneavoastră. Și într-un fel am reușit un pic să vă surprind cu textul acesta, v-am pus pe gânduri. Aș putea crede că dumneavoastră sunteți cei mai pocăiți oameni pe care i-am întâlnit în ultima vreme. Aș putea să cred, nu? Dar cuvântul lui Dumnezeu îmi spune altceva. Știți de ce aș putea să cred? Pentru că relația noastră cu Dumnezeu, poziția noastră în Hristos, este cunoscută de mine, nu personal, și este cunoscută de Duhul lui Dumnezeu. Eu mă uit la dumneavoastră și vă văd simpatici, pocăiți, ați dat o lacrimă pe ochi, sunteți impresionați și zice, Doamne, uite ce pocăiți sunt oamenii ăștia. Dar vreau să vă spun ceva. Dacă rămân 3 luni de zile aici, nu rămân, frate Moise, dar dacă aș rămânea și mă uit atent la fiecare, și eu nu știu, probabil, poate la dumneavoastră nu, că fratele păstor e foarte meticulos, dar mi s-a întâmplat să ajung la biserică, să-i spună unuia, zice, mă, tu nu vorbești azi, că a venit fratele Horodincă. Uite-te la el cum reacționează, nu? S-a pregătit 3 săptămâni și așa se uită, nu? S-a supărat. Și mă uit să văd cum discută oamenii la urmă. Ceva important să-i vezi cum discută, cum se uită la unul la altul, cum se îmbrățișează, nu? Și mă uit și poate surprind o familie, că copiii s-au ciocnit un pic și l-a împins pe unul și l-a dat cu capul de perete și-i vânăt. Și mă uit să văd ce fac părinții lui, nu? Cum reacționează. Am ieșit odată din biserică și nu țineam mașina mea cel mai apropiat de biserică, era mai departe. Un copil în timpul programului nesupravegheat a ieșit afară, a luat ceva ascuțit, nu știu ce, și el, săracul copil, poate a încercat să tragă o linie dreaptă. Așa a început aripa din față, prima ușă, a doua ușă și aripa din spate, să fie completă. Dar n-a reușit să fie dreaptă, era un copil. Și așa au făcut-o cu un dileu, dar puternic, așa, dincolo de vopsea. Și mă uitam la ușa mea și mă întrebam, Doamne, acum nu înțeleg de ce mașina mea, nu? Era alta în față, de ce mașina mea, știi? Și acum nu era o problemă că mă uitam eu, dar s-a uitat biserica la mine. Și îmi spunea, zice, ei, acum îl văd pe păstor, nu? Acum îl văd păstor. Și ce îmi spune cuvântul lui Dumnezeu? Domnul Iisus Hristos spune aici și este o cheie de verificare pusă la dispoziția noastră de Dumnezeu. Astăzi, acum și aici, putem să tragem o concluzie despre noi înșine, suntem sau nu suntem mântuiți? Pentru că cuvântul lui Dumnezeu spune așa, cine rămâne în mine, eu rămân în el. Și ca dovadă este prezentă roada Duhului Sfânt. Poți să pui prima ecuație, mie mi-a plăcut matematica. Și am găsit în textul acesta o ecuație de o frumusețe extraordinară. Versetul 5 spune așa, înțeles, parafrazat, cine rămâne în Hristos, Hristos rămâne în el. Și ca dovadă că el este în Hristos, este prezentă roada Duhului Sfânt.
Dovada mântuirii mele este prezentă roada Duhului Sfânt. Acum, dumneavoastră știți de la o ecuație, că ecuația poate fi privită și invers, nu luată și invers. Și atunci eu mă uit la cineva și fac ecuația invers și spun așa, dacă în cineva văd prezența roadei Duhului Sfânt, trec dincolo de egal, asta înseamnă că El este în Hristos și Hristos este în El. Nu vă amăgiți! Nu vă bazați pe vechime, unii îmi spuneau, zice, frate, eu sunt botezat de 16 ani, de 8 ani, de 9 ani, de 30 de ani. Și spuneam, nu mă interesează de când ești botezat, eu mă interesează starea ta acum, personală. S-ar putea că atunci când ai fost botezat, și eu cred din toată inima, că ai avut o stare extraordinară de dăruire, de trăire cu Dumnezeu și ai fost un om mântuit. Dar problema este, mai ești acum? Pentru că dovada faptului că suntem mântuiți este prezența roadei Duhului Sfânt. Și mă uit la cineva și dacă văd că în viața lui este prezentă roada Duhului Sfânt, cuvântul lui Dumnezeu mă învață, El este în Hristos și Hristos este în El. Dar vreau să vă întreb și pune a treia ecuație. Dacă nu mai este prezentă roada Duhului Sfânt, atenție, dacă nu mai este, ce înseamnă? Hristos nu mai este în El și El nu mai este în Hristos. Poate pentru mine în ziua aceasta ar fi bine dacă v-aș putea spune, fraților, sunteți bine, ok, mergeți înainte, duceți-o tot așa. Dar nu pot. Pentru că cuvântul lui Dumnezeu este un cuvânt de avertizare extraordinară, de verificare și atenție mare. Dacă nu mai este roada Duhului Sfânt, oricine ești, orice vechime ai, orice statut ai, orice statut ai în biserică, nu mai ești mântuit. Mântuirea noastră este dovedită prin faptul că rămânem în Hristos și rămânerea noastră în Hristos este prezența roadei Duhului Sfânt. Și acum fac o afirmație și vă rog să fiți foarte atenți. Nu va ajunge nimeni în cerul lui Dumnezeu să fie răpit dacă nu are roada Duhului Sfânt în viața lui. Nu va ajunge nimeni. Roada Duhului Sfânt nu este aleatoare. Doamne, vreau să o am sau nu vreau să o am? Nu este așa. Roada Duhului Sfânt este obligatorie, condiția obligatorie să ajungem în cerul lui Dumnezeu este să avem roada Duhului Sfânt. Și mai fac o afirmație și vă rog să fiți atenți, că o fac în contextul acesta pentecostal. Vor ajunge în cerul lui Dumnezeu cei care n-au avut, și atenție, darul vorbirii în limbi. Să nu confundați darul vorbirii în limbi cu semnul vorbirii în limbi. Semnul care îl primește cineva în momentul umplerii cu Duhul Sfânt. Pentru că Apostolul Pavel întreabă în Corinteni 12, oare toți sunt proroci? Oare toți sunt făcători de minuni? Oare toți sunt tămăduitori? Oare toți vorbesc în limbi? Și mă lasă pe mine să înțeleagă că nu toți din biserică trebuie să aibă darul vorbirii în limbi. Dar nu va ajunge în cerul lui Dumnezeu nimeni dacă nu are roada Duhului Sfânt. Și când am ajuns aici, aș vrea să vă ajut în cercetarea aceasta, pentru că Duhul lui Dumnezeu ne provoacă la cercetare pe fiecare. Și provocarea este, uite-te la tine, la viața ta, în sufletul tău. Este roada Duhului Sfânt prezentă? Și haideți să vedem ce trebuie să căutăm în cercetarea aceasta. Și deschizând cuvântul lui Dumnezeu în epistola Apostolului Pavel către Galateni, capitolul 5 cu versetul 22, cuvântul lui Dumnezeu ne spune așa. Roada Duhului Sfânt, dimpotrivă, este dragostea, bucuria, pacea, îndelungă răbdare, bunătatea, facere de bine, credincioșia, blândețea, înfrânarea poftelor. Atenție mare, este atât de important încât le mai citesc o dată. Roada Duhului Sfânt este dragostea, bucuria, pacea, îndelungă răbdare, bunătatea, facere de bine, credincioșia, blândețea, înfrânarea poftelor. Eu nu știu, poate dumneavoastră aveți roada Duhului Sfânt și eu vorbesc în zădar. Dar vreau să vă spun ce mi s-a întâmplat mie. Plecam într-o dimineață la o evangelizare, plecam din Târgoviște, era iarna, viscolisă noaptea respectivă, încă nu anunțase drumurile care erau înzăpezite. Eu nu știam dacă drumul spre care merg este liber, să pot ajunge. Eram și grăbit. Ca întotdeauna sunt grăbit, când, și mai ales când nu sunt cu nevasta. Când sunt cu ea, ea are grijă, cu o oră înainte, să spună, hai, când eu singur în ultimul sfert de oră. Mi-am dat seama că n-am motorină. Trebuia să intru într-o stație PECO să pun motorină, într-o grabă mare. Aveam o mașină cu rezervor pe dreapta. Intram într-o stație PECO cu alimentare automată. Trebuia să programez acolo și întotdeauna intram ca stația să fie pe dreapta. N-am găsit nicio pompă pe dreapta și am intrat să fie alimentat pe stânga.
trăgeam furtunul după mașină. Ceea ce eu am uitat în graba mea, că sunt tehnic de pregătire, nu? Trebuia să mă gândesc că dacă iau un program și iau o imagine, niște taste și le întorc din partea dreaptă în stânga, ce era primul buton din stânga, acolo devine exact ultimul buton. Eu n-am ținut cont de lucrul acesta și încerc să programez. Nu ultimul buton când trebuia, ci primul buton de lângă pompă și încerc o dată și nu merge. De două ori și nu merge, de trei ori și nu merge. Eram în grabă, tensiunea creștea. Mă uit la fereastră unde era casiera de acolo și fac semn, zic că vreau să alimentez. În țară, dacă cel care a alimentat înainte n-a plătit la casă, că nu poate plăti afară, nu se deschide pompa. Și am zis că poate n-a deschis ea pompa, a uitat. Și am dat din cap, în regulă. Și mai încerc de trei ori și nu merge. Și fac încă o dată semn. Doamne, vă rog frumos. Zice, da, 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 vă rog să alimentați. Și mai încerc de trei ori și nu merge. Și am intrat înăuntru și eram deja... M-am dus acolo. Era un rând mare la rând. Era o singură casieră. Și întreb, doamnă, m-am făcut de atâta ori semn, sau de 10 minute, de un sfert de oră să alimentez. Doamna, chiar nu vă gândiți? Eu supărat, așa, cu dreptate, nu? Ca niciodată mi-a vorbit așa de frumos. Zice, da, înțeleg, dar uitați că am lumea aici. Zice, de ce nu m-ați ajutat? Zice, v-am ajutat, dar uite că am lumea aici. Zice, doamnă, eu sunt un client. Dumneavoastră trăiți pentru că eu cumpăr. Vă rog să mă respectați ca client, doamnă, că în țara asta nu-i nicăieri, că eu am umblat și așa. Și toată lumea s-a uitat la mine. Și ea zice, vă rog frumos, dar n-a așteptat, ce pot să fac? Și eu îmi dau seama, stați un pic, mai trebuie să fie o casieră și încă două persoane în PECO, unde sunt? Și am spus, zice, da, vă rog frumos să așteptați că o să vină. Și iar am zis câteva cuvinte. Și ies afară, că ce să fac? O persoană ies afară cu mine, un domn, un bărbat. Și nu și-am spune, zice, domnule, poate totuși n-ați programat bine. Era o persoană pe care am descarfuria. Zic, aha, dumneavoastră mă înveți pe mine, dar ce, eu sunt copil? Zice, dar așa de frumos să vorbea, zice, poate totuși n-ați programat. Haide să vedem, lasă-mă, domnule, hai te rog frumos să văd. Și vine cu mine la pompă și mă întreabă, cum ați făcut? Și eu, în furia mea, așa. Dar el așa de calm spune, zice, nu, nu, așa, zice, uite cum, pac, 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 de ce vreți să puneți? Și îmi programează. Nu pleacă imediat, stă să alimenteze. Nici măcar furios nu i-am mulțumit. Dar când să intru înăuntru să plătesc, el a făcut câțiva pași, se întoarce către mine și îmi spune, zice, păstore, vezi că se poate? Mi s-au tăiat genunchii. M-am urcat în mașină. Am început să plâng. Nu-i joacă, nu-i glumă. Pentru că mi-am spus, Doamne, are rost să mă duc la evanghelizare? Ați auzit ceea ce trăiești să predici? Pentru că eu m-am întrebat, poate din cei care m-au văzut la rând în atitudinea aceasta, poate casiera vine la mine la biserică și poate cineva la ora de rugăciune citește, ferice de cei blânzi, că ei vor intra în împărăția lui Dumnezeu. Și poate altul ia cuvântul și spune, blândețea voastră să fie cunoscută de toți oamenii. Cum mă mai urc eu la amvon? Cum mă mai umflu peptul acolo? Și zice, falimentează credința? Pentru că noi nu avem roata Duhului Sfânt. Eu zic de mine, nu de dumneavoastră, nu? Pentru că noi nu trăim cu adevărat în Hristos. Pentru că Hristos nu trăiește cu adevărat în noi. Nu uitați, roata Duhului Sfânt este obligatorie. Nu este nimeni mântuit dacă nu are roata Duhului Sfânt. Și vreau să vă pun o întrebare acum. Câte roade are Duhul Sfânt? Câte roade? Curaj. Dar probabil că v-am obișnuit cu întrebările astea capcană și n-ați răspuns. Cei mai mulți spun 9. Dar și eu îi induc în eroare că le număr așa pe degete. Roada Duhului Sfânt, nu întâmplător, v-am citit, roada Duhului Sfânt, o singură roadă. Au venit tineri la mine și au spus, zice, frate păstor, ce importanță e că e una sau e 9? E foarte important, nu? Vedeți, când Noach Mani a mers în Anglia, el a mers cu vaporul, a așteptat în port, au fost așteptați de o familie. După ce s-au solotat, au spus, zice, frate Noach Mani, așa de mult ne bucurăm că ați venit la noi, noi avem o problemă, toată ziua ne certăm. E un duc de ceartă așa la noi, zice, dacă tot ați venit la noi, aș vrea să vă rugați lui Dumnezeu ca Dumnezeu să alunge ducul ăsta de ceartă. Oașmenii s-au uitat la ei și a spus, zice, îmi pare rău, nu pot să fac una asemenea rugăciune. Așa de tulburați au fost. Au început să plângă și au spus, frate Oașmenii,
nu te mai poți ruga pentru lucrul acesta, așa zis, nu mă înțelegeți greșit. Dumnezeu are un singur dar pentru noi. Darul pe care Dumnezeu ne l-a dat este Fiul Său, Iisus Hristos. Eu mă pot ruga și vă pot îndemna să-L primiți pe Hristos și să rămâneți în Hristos. Și dacă rămâneți în Hristos, aveți toată roada Duhului Sfânt. Știți ce înseamnă asta? Lumina naturală de care beneficiem noi are în componența ei câte culori? Foarte interesant. Hai, liceene, 6 culori, 7. Când eram la liceu, am învățat un cuvânt, fiecare inițial a cuvântului era începutul unei culori. Roc vaiv, nu roșu, oranj, verde, galben. Toate culorile astea strâns în mănunchiate, este lumina naturală. Roada Duhului Sfânt este una singură. Are 9 componente, sau dacă vreți mai mult de 9 componente, citiți, vă rog, Romani, capitolul 5. Toate formează roada Duhului Sfânt. Știți de ce e important? Roada Duhului Sfânt, ori o ai pe toată, ori nu ai deloc. Nu poți să ai bucăți din ea. Cum nu poți să ai bucăți din Hristos? Oașmanii a spus, de ce aș vrea să mă rog ca Hristos să-L coboare, Dumnezeu să-L coboare un braț din Hristos, un picior din Hristos? Hristos este întreg. La vezi pe Hristos, aveți totul. Roada Duhului Sfânt este întreagă. Sau ai toată roada Duhului Sfânt, sau nu ai. Și atenție mare, roada Duhului Sfânt. Nu-i bunătatea mea, nu-i răbdarea mea, e roada Duhului Sfânt, dăruită de Dumnezeu. Este important lucrul acesta ca să cunoaștem. Când am ajuns în momentul acela, n-am să uit niciodată, au venit cei din biserică și au zis, frate păstor, suntem așa de bucuroși, e o zi de sărbătoare, Dumnezeu ne-a vorbit. Noi am avut alte repere ale mântuirii. Am trăit vremea când am zis numărul copiilor este dovada mântuirii, îmbrăcămintea este dovada mântuirii, prezența e dovada mântuirii, rugăciunile este dovada mântuirii. Duhul lui Dumnezeu ne-a vorbit într-un mod deosebit și am înțeles prin descoperire că roada Duhului Sfânt este dovada mântuirii. Te rog frumos, spune-ne cum putem avea roada Duhului Sfânt. Și vă spun că m-au blocat cu întrebarea asta. Personal l-am provocat și provoc oamenii la întrebări, pe cei din biserică. Dar până atunci nimeni n-a venit să întrebe odată cum putem avea roada Duhului Sfânt. Dacă m-ar fi întrebat cum pot avea umplerea Duhului Sfânt sau un dar din partea Duhului Sfânt sau să ajungă un slujitor din partea lui Dumnezeu, să fie un lucrător, știam răspunsul. Singurul răspuns pe care nu l-am cunoscut și nu l-am auzit niciodată, răspunsul acesta, cum putem să avem roada Duhului Sfânt? Și m-am dus acasă. Vă spun sincer, m-am așezat pe genunchi, am stat de vorbă cu Dumnezeu, am început să plâng și am spus, Doamne, nu se poate să ne lași aici. Trebuie să existe ceva mai departe. Și vreau să vă spun și să vă încurajez, Dumnezeu răspunde la asemenea rugăciuni. Duhul Sfânt mi-a vorbit într-un mod deosebit și mi-a tras atenția asupra unui verset. Îl cunoșteam de mult, dar niciodată n-am primit descoperire din el. Și versetul la care mi-a atras atenția Duhul Sfânt este Romani, capitolul 5, cu versetul 1. Și versetul acesta spune așa, deci, fiindcă sunteți socotiți neprihăniți, prin credință aveți pace cu Dumnezeu prin Domnul Iisus Hristos. Cuvântul de forță, cuvântul motrice acestei fraze este credința. În funcție de cum accentuezi cuvântul acesta, fraza asta poate avea două înțelesuri. Și unul este așa. Deci, fiindcă sunteți socotiți neprihăniți, prin credință, puneți virgulă, aveți pace prin Domnul Iisus Hristos, nu aveți, avem pace cu Dumnezeu prin Domnul nostru Iisus Hristos. Credința se referă aici la faptul că prin ea suntem socotiți neprihăniți și teologic este clar. Dar Apostolul Pavel folosește versetul acesta altfel și el spune așa, deci, fiindcă sunteți socotiți neprihăniți, puneți virgulă, avem, prin credință avem pace cu Dumnezeu. Asta înseamnă că pacea o avem prin credință. Și am stabilit dacă roada Duhului Sfânt este un compact, dacă ai o componentă, pacea înseamnă că ai tot compactul, ai roada Duhului Sfânt. Și ca dovadă, citiți în continuare versete din capitolul acesta și veți vedea alte componente ale roadei Duhului Sfânt. În momentul acesta am fost plin de bucurie, extraordinar, că am putut sta în fața bisericii și să spunem, fraților, roada Duhului Sfânt se capătă prin credință. Și fac o afirmație,
autorizată, bazată pe cuvântul lui Dumnezeu. Cred din toată inima că Dumnezeu acum și aici coboară încă o dată roada Duhului Sfânt în mijlocul nostru. Și cei care cred din toată inima lor și vor să plece acasă cu roada Duhului Sfânt, vor fi binecuvântați cu roada Duhului Sfânt. Credință ți se cere. Am spus lucrul acesta, dar dați-mi voie să vă spun că nu e așa de simplu. În 91 am făcut prima vizită în Anglia. N-am să uit niciodată, o seară binecuvântată, o părtășie cu mai mulți lucrători și la sfârșitul părtășiei, gazda a deschis două uși la terasă în spate și ne-a arătat pe patru mese tot ce ne-am fi dorit pentru prima dată niște români ieșiți în străinătate. Pe masă erau vreo 40 de feluri de mâncare. N-am văzut multe în viața mea. Pe masă erau fructe, multe nici nu le știam cum se cheamă, nu le-am văzut, nu le știam gustul. Pe altă erau băuturi răcoritoare, foarte multe necunoscute. Pe masă erau tacâmuri, farfurii și gazda amabilă ne-a spus, zice, vă rog frumos, vă luați câte o farfurie, tacâmuri, un pahar și din tot ce vedeți, cât aveți nevoie să vă luați. Era o problemă și nu era mică, noi eram români. Cam nu găsește un român să plece din prima, nu? Dar pe lângă că sunt român, eu sunt moldovean. Dacă aveți un moldovean, nu pe mine acum, dar un moldovean și vreți să se simtă bine, cap de 6-7 ori, insistați, vă rog frumos, nu mi-e foame, mă simt, eu dacă merg cu soția undeva, încă când intru, familia spune, zice, fraților, să vă serveți cu ceva, n-apucă să termin, zice, nu, fraților, nu vă deranjați. Eu spun întotdeauna, deranjați-vă că-i primit în partea Domnului și vă dă răsplată, știți, e cu mine. Da. Am stat acolo de vorbă cu soția și am zis, mă, acum noi suntem mai destupați un pic, nu trebuie să ne spună de 6-7 ori, dar de 3 ori să ne spună. Și stăteam și așteptam. Cineva a venit la noi și a spus, atenție, ăștia nu-ți mai spun odată, n-așteptați. Nu le pasă, poți să le mănânci, tot ce e acolo nu le face o pagubă. Dar nici nu le pasă dacă nu le e nimic, nu le face un favor, problema nu-i la ei, problema e la voi, atenție mare. Știți ce mi-a vorbit mie Duhul Sfânt? Roada Duhului Sfânt este aici. Dar nu vă așteptați ca Dumnezeu să vă deschidă gura. Vă amintesc de bunicile care îngrășau gânsace și curcane de sărbători, nu cu mes de nucă. În Moldova e un culișar, așa ceva rotund pentru mămăligă și le puneau mesul de nucă și le îndesau pe gât, nu? Nu vă așteptați ca Dumnezeu să vă deschidă gura și să zică poftim, nu? Este aici. Dacă tu crezi și vrei și simți că ai nevoie de ea o ei, dacă nu, ea rămâne aici și tu pleci la fel. În momentul când am stat de vorbă cu biserica, când ne-a descoperit Dumnezeu, eram așa de bucuroși. Am plâns înaintea lui Dumnezeu, ne-am pregătit, ne-am îmbrățișat ca de o mare sărbătoare și ne-am pus pe genunchi. Și a fost poate cea mai lungă rugăciune din biserică și ne-am sculat de acolo, eram fericit. Și am zis, plecăm acasă cu roada Duhului Sfânt, așteptăm schimbare. Te-ai gândit vreodată ce ar însemna ca în familia ta să fie roada Duhului Sfânt? Răbdare, îndelungă răbdare, bunătate, facere de bine, credincioșie. Hai să ne imaginăm o scenă. Poate s-a întâmplat, primii s-a întâmplat, nu? Undeva, poate într-o vreme când aștepți musafiri și când soțiile noastre așteaptă ca totul să fie impecabil și totul e pregătit. Și poate în pregătirea ei aduce pe masa din sufragerie cu fața de masă, cu covorul de desubt, cu corpetele alea, cu canapele alea deosebite, aduce o oală de ciorbă așa, foarte ferbinte și cu grăsime și o pune undeva pe marginea mesei și tu din neglijență ai trecut și ai văsat oala aia care s-a împrășteat în toată bucătăria, nu? Și atunci, Doamne, asta e vis ce vă povestesc, nu? Te întorci către soție și spui, zice, auzi, dragă, te rog să mă ierți că n-am fost atent și te cam vărsat oala. Și tot din poveste, ea se întoarce către tine și spune, zice, ascultă-mă, nu tu ești vinovat. Eu trebuia să mă gândesc că dacă o pun așa pe colț, e posibil ca cineva să o dea jos. Stai liniștit că nu-i nicio problemă, nu? Aș vrea să vă întreb, să pot certa doi oameni cu asemenea atitudine? Cât de ușor este dacă am ști cunoaște, dacă am cunoaște valoarea vorbelor, să pun în vorbele noastre dragoste și atitudine și răbdare și să spunem, nu te supăra. Mulțumesc. Am plătit ani de zile pentru că n-am știut să vin în fața soțiilor și a copiilor și să spun, te rog frumos, iartă-mă.
Să nu vă fie greu lucrul acesta. Folosiți-vă de darul acesta. Ce ar însemna familiile noastre dacă toți din familie ar fi plini de roada Duhului Sfânt? Pe ce ar însemna o biserică dacă cei din biserică ar fi plini de roada Duhului Sfânt? Imaginați-vă adunări generale, nu? O bucurie, o binecuvântare, slavă și glorie. Nu certuri, nu probleme, nu frământări. Oameni plini de roada Duhului Sfânt. Eram cu fratele Iuliu. Mergeam undeva în Ucraina. Am un prieten la Galați, un păstor. Am mers să dormim la el, l-am sunat dinainte. Mă sună cu două zile înainte și îmi spune, zice, frate, îmi pare rău, eu trebuie să mă duc la o biserică undeva, că acolo trebuie să predic și la urmă avem o ceată, o problemă cu comitetul, cu lucrătorul de acolo. Zice, am să lipsesc de acasă. Zice, n-ai vrea să mergi cu mine? Și am mers împreună. Dumnezeu a dat un cuvânt. Mă așteptam, a zis, trebuie să ne aștept. Acum avem 60 de kilometri până în Galați, nu? Trebuie să aștept. Mă gândeam să aștept 2-3 ore, că atâta durează o ședință. În 20 de minute s-a încheiat ședința și l-am întrebat mirat. Și a venit lucrătorul de acolo și a spus, frate pastor, Duhul lui Dumnezeu ne-a vorbit astăzi. Duhul lui Dumnezeu a fost prezent și a spus, renunțăm la toate pretențiile noastre, la toate nemulțumirile noastre. Roada Duhului Sfânt să fie între noi, pacea, bunătatea, bucuria. Te-ai gândit vreodată ce ar însemna o biserică plină de roada Duhului Sfânt? Te-ai gândit vreodată ce impact ar avea biserica aceasta în cei din jur, între colegii tăi de muncă, de școală, de bancă, dacă am fi plin de roada Duhului Sfânt? Ar străluci Hristos în noi și în viața noastră, asta înseamnă roada Duhului Sfânt. Dumnezeu vrea lucrul acesta. Este dorința lui Dumnezeu. Este la latitudinea noastră. Ne-am rugat și am plecat. Ei au plecat acasă. Eu am plecat 2 săptămâni într-o evanghelizare. Când am venit acasă, în biserică era o atmosferă de mormântare. Abia m-au așteptat. A fost o surpriză fantastică. Au venit la mine. Erau nemulțumiți. Erau supărați. Și au spus, frate Nelu, ne-ai vorbit despre ceea ce înseamnă să fii mântuit. Te-am crezut, ne-am rugat lui Dumnezeu din toată inima. Am crezut că vom primi roada Duhului Sfânt. N-avem roada Duhului Sfânt. Înainte puteam dormi, puteam să mâncăm, acum nu mai dormim, nu mai mâncăm, n-avem liniște. Suntem conștienți că am făcut ce ne-ai spus și n-avem roada Duhului Sfânt. Nu m-am așteptat. Am început programul, m-am dus după amvon, era undeva niște scaune. Am plâns înaintea lui Dumnezeu și am spus, Doamne, nu ne lăsa nimeni pasul ăsta. I-am ajuns pe oamenii aceștia la cercetare. Dacă din cercetare nu găsim o soluție de ieșire, n-are cuvântul tău valoare. Și mi-a vorbit Duhul lui Dumnezeu. Și am promis atunci în fața lui Dumnezeu că nu mai citesc niciodată, niciodată despre roada Duhului Sfânt. Dacă nu citesc alături faptele firii pământești. Și vreau să-mi permiteți, și nu va dura mult, să vă citesc despre ceea ce înseamnă faptele firii pământești, nu? Galateni, capitolul 5, de data asta versetul 19. Cuvântul Domnului spune așa. Și faptele firii pământești sunt cunoscute și sunt acestea. Preacurvia, curvia, necurăția, desfrânarea, închinarea la idoli, vrăjitoria, vrăjbile, certurile, zavisile, mâniile, neînțelegerile, dezbinările, certurile de partide, pismele, uciderile, bețiile, îmbuibăile și alte lucruri asemănătoare. Faptele firii pământești. Ați înțeles ce mi-a vorbit mie Duhului Dumnezeu? Când vorbim de roada Duhului Sfânt, vorbim de un compact. Sau o ai pe toată, sau nu ai deloc. Când vorbim de faptele firii pământești, nu este fapta firii pământești, nu este un compact. Nu este un compact. Acum când ne uităm la faptele firii pământești, normal când le citim primele, Apostolul Pavel ar spune nici să nu s-au pomenească printre voi, nemfioară, nu? Dacă citim, nu? Preacurvia, curvia, vrăjitoria, închinarea la idoli. Dar eu te rog să fii atent, tot fapta firii pământești citesc. Vrăjbile, certuri, zavistile, mâniile, neînțelegerile, dezbinările, certurile de partide, pismele, bețiile, îmbuibările. Fapta firii pământești. Știi ce mi-a vorbit Dumnezeu? Una dintre ele, cea mai mică dacă o ai, este cea mai bună dovadă că nu avem roada Duhului Sfânt. Nu avem. Dacă eu v-aș fi întrebat cine vrea să aibă roada Duhului Sfânt în momentul când v-am încercat să vă conving de obligativitatea de a avea, eu cred că toți ați fi ridicat mâna în sus. Atenție! Ca să ai roada Duhului Sfânt, trebuie să faci curățenie în inima ta. Să stai sub cercetarea Duhului Sfânt. Să te uiți la viața ta în trecut. N-a fost bârfa prezentă acolo?
N-a fost duhul de dezbinare, de certuri, de partide? N-a fost clevetirea? Nu l-ai vorbit de rău pe fratele tău? Nu l-ai urât? N-au fost? Am vorbit cândva într-o biserică și am vorbit de minciună. M-a așteptat un tânăr afară, frământat, așa, era nestăpânit, era tânăr și a venit la mine și mi-a spus: frate pastor, dar nu vrei să spui că Evanghelia este așa cum ai predicat-o? Și l-am întrebat cu un duc blând: ce te-a deranjat? Parcă mi-era și frică cum arăta. Și a spus: ai spus minciună. Se poate trăi în vremea de astăzi fără minciună? Am luat cuvântul lui Dumnezeu și am deschis în Apocalipsa și am citit: afară! Afară de împărăția lui Dumnezeu cea veșnică vor fi lașii, fricoși, câinii, vrăjitori și cine vor fi acolo? Mincinoși, nu vă lăsați păcăliți de cerul, o simplă minciună, o minciună cu care scăp de probleme. Am mințit părinții și gata, am rezolvat. Am mințit soția într-o situație și gata, nu a mai fost scandal. Nu, nu, se adună înaintea lui Dumnezeu, păcăința nu e o joacă. Mântuirea nu e o joacă. Mântuirea este o luptă permanentă, în continuu. Apostolul Pavel spune: toată viața m-am luptat, toată viața m-am luptat. Lupta aceasta, și în fiecare dimineață când mă scol, mă pun pe genunchi și stau înaintea lui Dumnezeu și spun: Doamne, vreau în ziua aceasta să mă ajut să rămân în Tine. Ăsta este scopul meu. Să rămân în Tine, că eu sunt conștient că dacă eu rămân în Tine, Tu rămâi în mine. Și apoi eu roada Duhului Sfânt și spun: Doamne, vreau ca astăzi în viața mea să se vadă roada Duhului Sfânt, să fiu plin de dragoste, să fiu plin de bunătate, să fiu plin de milă, îndelunga răbdare să fie în mine, înfrânarea poftelor să fie în mine, blândeța să fie în mine. Și după aceea mă uit la faptele ferii pământești și zic: Doamne, ajută-mă astăzi să nu bârfe, să nu clevete, să nu mint, să nu fac o asociere de partidă cu cineva, să nu mă împotrivesc lucrării Tale, ajută-mă astăzi să fiu așa cum Tu dorești. Asta e lupta mea de creștin. A fi creștin nu este nepăsare, așteptăm ca Dumnezeu să ne dea binecuvântările, ne mulțumiți că nu le dă. Nu, nu. A fi creștin înseamnă să te lupți în permanență, să te lupți să rămâi în Domnul Iisus Hristos și să te lupți să lași roada Duhului Sfânt să fie prezentă în viața ta. Asta este dovada faptului că suntem mântuiți. Dar dacă vrei ca roada Duhului Sfânt să fie în viața ta, tu personal trebuie să te uiți în inima ta. Nu vă așteptați ca Dumnezeu, nu-L puneți pe Dumnezeu să facă ce trebuie să facem noi. Una din problemele noastre este că noi încercăm să-L punem pe Dumnezeu la treabă. Dumnezeu nu face ce trebuie să facem noi. Dumnezeu face după ceea ce noi facem. Vedeți, dacă noi avem în noi înșine fapte ale firii pământești, nu Dumnezeu le dă afară. Nu spuneți: Doamne, scoate duhul de minciună afară. Nu, nu, asta e problema noastră. Asta este problema voinței noastre. Stăm înaintea lui Dumnezeu și spunem: Doamne, vreau ca duhul de minciună să iasă afară. Doamne, n-am puterea, dar lasă Duhul Tău cel Sfânt să mă ajute la lucrul acesta. Doamne, vreau să nu mai clevetesc. Ajută-mă, eu iau decizia. Toate epistolele apostolului Pavel sunt pline de asemenea îndemnuri. Sunt la persoana întâia, directe. Nu Dumnezeu face ce noi trebuie să facem. Uitați ce spune aici. Cu privire la felul vostru de viață din trecut, să vă dezbrăcați. Voi vă dezbrăcați de omul cel vechi și să vă înnoiți. Noi ne înnoim. Să vă îmbrăcați cu omul cel nou. Noi ne îmbrăcăm cu omul acesta. Lăsați-vă de minciună, spune apostolul Pavel. Noi ne lăsăm de minciună. Nu Domnul ne lasă pe noi de minciună. Mâniați-vă și nu păcătuiți. Cine fura să nu mai fure. Eu iau decizia aceasta. Nu rog pe Dumnezeu: Doamne, ajută-mă ca să nu mai fur. Nu, nu. Eu iau decizia aceasta. Eu fac curățenie în inima mea. Niciun cuvânt stricat să nu vă iasă din gură. Este atitudinea mea. Este voința mea. Este dorința mea. Când eu fac ceea ce trebuie să fac, când eu iau inima mea și sufletul meu și îl golesc de faptele firii pământești, abia atunci inima mea și sufletul meu este gata să primească roada Duhului Sfânt. Și ce a spus Domnul Iisus Hristos? Poate din același izvor să iasă două feluri de apă? Se poate? Nu se poate în aceeași inimă, în același suflet, să fie fapta firii pământești și roada Duhului Sfânt. Dacă vrem într-adevăr să avem roada Duhului Sfânt, haideți să le lăsăm cercetați de Duhul Sfânt. Eu vreau să vă spun personal că simt prezența Duhului Sfânt în locul acesta. Și simt prezența Duhului Sfânt la fiecare inimă. Haideți să ne sculăm în picioare, conștienți că stăm înaintea lui Dumnezeu. E o zi de har.
E o zi binecuvântată. E o zi când Dumnezeu ne dă șansa să plecăm de aici cu roada Duhului Sfânt, să luăm un angajament, un pas către Dumnezeu să facem astăzi. Astăzi, stând înaintea lui Dumnezeu, să ne rugăm, Doamne, conștientizează-mă de situația mea, de ce am în mine și nu este după voia Ta și Te rog, conștientizând, vreau să dau afară, dacă n-am putere, ajută-mă la lucrul acesta. Și în momentul eliberării, poți sta înaintea Ta și prin credință să plec cu roada Duhului Sfânt. Poți pleca astăzi de aici schimbat în sufletul tău, în inima ta. Poți pleca astfel. Poți să se vadă rezultatul întâlnirii tale cu Dumnezeu în familie, de la prânz și de seară și în săptămâna viitoare. Să trăiești în Hristos și să lași pe Hristos să trăiască în tine. Haideți să închidem ochii, conștienți de prezența lui Dumnezeu. Simt cercetarea și prezența Duhului Sfânt la inima fiecăruia. Dumnezeu este prezent și așteaptă din partea fiecăruia un răspuns, o atitudine, o decizie. Dacă ești în locul acesta și ești gata să lași Duhul tău cel Sfânt să te ajute în cercetarea aceasta, dacă ești gata astăzi să iei o decizie în inima ta, să spui, Doamne, nu mai vreau să mint, Doamne, nu mai vreau să vorbesc de rău pe nimeni, nu mai vreau să am nicio partidă, Doamne, nu mai vreau să fiu lipsit de, să mai fiu cu un buibar, Doamne, nu mai vreau să bârfesc, să clevetesc. Și dacă iei decizia aceasta în inima ta, și simți libertatea pe care ți-o dă Duhul lui Dumnezeu și cercetarea Lui și dorești într-adevăr să pleci de aici binecuvântat cu roada Duhului Sfânt. Eu sunt cu ochii închiși, dar acum este prezent Dumnezeu. Îngerii lui Dumnezeu privesc la scena aceasta sau cercetarea aceasta. Și dacă dorești să pleci binecuvântat, ridică o mână către Domnul, nu către amvon, nu către cel din față. Ridică o mână către Domnul, este șansa lui Dumnezeu în ziua aceasta. Este posibilitatea schimbării vieții tale, a unei atitudini noi, prelucrate de Duhul Sfânt. Ridică o mână către Domnul și roagă-te lui Dumnezeu. Este lângă tine acum, simplu, direct, personal. Spune-i lui ca la cel mai bun prieten, este cel care poate și vrea în ziua aceasta să te schimbe. Părinte Divin, îți mulțumesc de cercetarea aceasta. Duhule Sfânt, îți mulțumesc de prezența ta de ziua aceasta. Îți mulțumesc de inimile pe care tu le-ai cercetat. Îți mulțumesc că ai lăsat putere cuvântului tău. Și cuvântul tău a străpuns în belișul nostru firesc. Suntem înaintea ta goi și descoperiți în fața unui Dumnezeu care ne cunoaște, care ne știe gândul nostru din momentul acesta, care ne măsoară atitudinea noastră, care culege simțămintele din noi și care este conștient de dorința din noi, dar în același timp de neputința noastră. Lasă Duhul Tău cel Sfânt să întărească astăzi orice decizie. Și în cercetarea aceasta, lasă Duhul Tău cel Sfânt să ne ajute a concretiza o decizie din inima noastră. Vrem să fie ai Tăi cu deplin. Și vrem să dovedim cu adevărat că suntem copii ai Tăi. Ajută-ne să aducem dovada aceasta. Părinte Divin, ajută-ne să luăm decizii noi în inima noastră și deciziile acestea să fie statornice pentru fiecare dintre noi. Ar fi așa de mult când ieșim din locul acesta să plecăm cu certitudinea, cu garanția că suntem mântuiți, că Tu ești al nostru și că noi suntem ai Tăi pe deplin. Binecuvântă Tu familiile noastre cu cei care au roada Duhului Sfânt. Pogoară Tu roada Duhului Sfânt. Binecuvântă Tu biserica aceasta cu roada Duhului Sfânt din belșug. Și fie ca roada Duhului Sfânt să strălucească în viața noastră și să aducă pentru cei din jur lumina chipului slavei Tale în fiecare dintre noi. Îți mulțumim că Tu lucrezi. Îți mulțumim că Tu ai ascultat și asculți rugăciunile înălțate acum. Tu ai văzut orice mână ridicată către Tine. De aceea Te binecuvântăm și Te glorificăm, înălțând această rugăciune în numele Fiului Tău. Amin. Amin. Vă invit să ocupați locurile. Mulțumim Domnului și fraților care ne-au vizitat în dimineața aceasta, rândând și salutăm bisericile unde se închină, salutând salutul nostru Iuda 20 și 21, dorim ca Dumnezeu să-i binecuvinteze. Fraților, după masă, la ora 6 de nou ne vom închina înaintea Domnului un grup de tineri din Los Angeles, de la Biserica Hope,
vor fi oaspeții, musafirii bisericii noastre, ne rugăm ca Dumnezeu să vorbească inimilor noastre. Cu frații care au slujit, vă rog să ne permiteți să trecem la ușă, dorim să dăm mâna cu dumneavoastră, Domnul să fie cu noi cu toți. Amin. Curățit ești de păcat și înnoit prin sfânt sângele al lui Iisus. Ești născut din nou de patim mântuit prin sfânt sângele al lui Iisus. Vrei să fii, vrei să fii mântuit, mântuit și de tot păcatul curățit. Fiindcă spală pe Golgota sânge sfânt și ascultării lui Iisus cu gând. Vrei să fii, vrei să fii mântuit, mântuit și de tot păcatul curățit. Fiindcă spală să fii, vrei să fii mântuit, mântuit și de tot păcatul curățit. Fiindcă spală pe Golgota sânge sfânt și ascultă-mi-a lui Iisus cuvânt. Vrei să fii, vrei să fii mântuit, mântuit și de tot păcatul curățit. Curățit ești de păcat și înnoit prin sfânt sângele al lui Iisus. Ești născut din nou de patim mântuit prin sfânt sângele al lui Iisus. Vrei să fii, vrei să fii mântuit, mântuit și de tot păcatul curățit. Fiindcă spală pe Golgota sânge sfânt și ascultă-mi-a lui Iisus cu gând. Vrei să fii, vrei să fii mântuit, mântuit și de tot păcatul.